Băi, cred că suntem live. Stați așa, s-a prins și o lumină, poate se vede mai bine pe spate. Ia să vedem. Opa, așa, ia să vedem. Se vede bine în spate acolo așa? Cu Messi, cu Mbappé, cu toți nebunii, Ronaldo, mamă, dacă... Ok. Da. Deci, salut Andrei. Te salut, salut Iuhi, Valentin, nu știu cine mai e pe aici, Mădălin dacă încă mai e. Nicola Predescu, salut, tu n-ai facultate cu metre, Răzvane, băi, am avut, dar nu m-am dus. Se mai face asta la facultate, a trebuit să încerci. Deci, nu știu, se aude asta? Așa, deci, hai că mai aștept să mai intre lumea, că nu știu ce să zic. Oh, suntem... Câte persoane zicem acolo? 13 persoane. Pot fi în echipă. Băi, o să vă zic cum facem astăzi cu echipa. Ca să mai intre puține lume. Ce mai zici, bro? Păi, mâine o să fie o filmare nebună cu fratele Tudor Buțan. Și eu voiam teoretic să fac mâine live-ul acesta, dar pentru că facem mâine o filmare cu Tudorică, nu am cum să le fac pe toate. Așa că astăzi facem live. Mâine filmăm cu Tudor un clip super bombă, care sper să-l termin până vineri și să mai apară și mâine clip, adică chiar dacă sunt la treabă, tot nu vă las fără clip, o să fie o simulare de carieră. Salut Andrei YouTube, joc RB, mai postez cu tricou de fotbal din SH, o să mai postez. Eu joc ST, eu LV. Mai băieți, dacă vreți să intrați în echipă, trebuie prima oară să intrați aici pe serverul de Discord. Ia să vedem dacă pot eu să dau... E link aici, e link-ul, e... Cum naiba vă arăt eu vouă? Ia stați așa, să punem un... browser. Nu. Deci... cum naiba arăt, mă, frate? În fine, e link-ul e aici. Pardon, aici. Aici aveți și voi link-ul în chat-ul ăsta. Hai să-mi bat piciorul fix acum, merge netul prost. Doamne, nasol frate, nasol dacă merge netul prost. Hai Proclubs, da, mi-ar fi plăcut Proclubs, dar nu e, nu joacă foarte multă lume. Deci dacă intrați aici pe serverul de Discord, dacă aș putea și eu să dau partajare. Cum? Video, window, VLC, lăsați-mă că eu să mai varză cu astea, display. Ok, deci... Stați așa că acum nu e bine, am dat, eu nu mă mai văd. Bun, deci vă arăt acum ecranul meu și ăsta e Discord-ul pe care l-am făcut, dacă faceai live cu Proclubs, chiuleam și eu de la facultate. Păi da, dar nu e destulă lume care să joace. Deci, avem Discord-ul ăsta. Ia să vedem, Madha, tu ești ăsta, Mădăline? Bun, deci avem Discord-ul ăsta cu mai multe canale. Și dacă voi vreți să intrați în echipă, trebuie să intrați prima oară în chat-ul ăsta, tribuna aici. Bun, deci aici intrați toți care ați intrat pe server și așa mai departe. Și după aia, eu o să stau aici, în birou, care ăsta cumva e privat. Nu știu dacă voi îl vedeți sau nu, dar el e privat. Și practic, o să iau pe cine de aici în tribună și luăm aici la un interviu. Să vedem dacă e în stare să joace pentru echipa noastră, pentru că... Noi, în acest episod, vom construi o echipă cu abonați. Adică eu vă iau pe voi, vă întreb una cu tare, de ce vreți să veniți la Leon FC? Mă sună Ali în acest moment. De ce vreți să veniți la echipa mea? Și dacă eu vă cred în stare să faceți parte din această echipă glorioasă, vă voi băga la Create a Club și vom încerca să câștigăm Champions League, Premier League și așa mai departe. Așa, deci dai să vedem de ce m-a sunat Ali. Bun, deci, prima oară vă mai arăt o dată, intrați aici și la tribună. Bună, bebe, ce faci? Spălai vasele. Păi da, am intrat live și ziceam dacă intri și tu aici pe Discord să mă mai ajut cu astea, că eu nu mă descurc. Bine, bine, hai, pa, 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 pa. Bun, deci ai intrat? Cine, Mădălin, tu ai intrat? A, nu, mă, hai să vedem, hai să salutăm. Salut, salut! Nu știu dacă se aude pe live. Ia stai așa un pic.
cum naiba, frac? Eu nu știu, mă, nu mă descurc eu cu asta. Deci, intri. Audio input, camera. Ia, mai zi ceva. Te auzi, dar nu te auzi bine. Stai așa, că trebuie eu să bag aici ceva. Audio output. Stai două secunde, stai două secunde. Audio output. Stai două secunde, stai două secunde. Ia, vorbește acum. Mă auzi? Da, da, cred că te auzi prea tare, ia. Deci, cum te cheamă, frate, prima oară? Alo. Poftim? Cum te cheamă pe tine? Darius. Darius? Mă auzi? Da, da, da. Și câți ani ai, frate? E, 12. 12 ani? Mulți înainte, lasă că e bine, bravo. Eu acum încercam să-mi schimb. În fine. Și vrei să vii la aici la echipă? Stai că hai să te trag în birou, că a mai intrat Mario Sim aici. Ok. Gata, frate, acum suntem într-un chat privat. Bun. Și vrei, da, da. Vrei să intri la mine la echipă? Da. Adică pe FIFA, nu? Pe FIFA, frate, da. Da. Deci, dacă vrei să intri la mine la echipă, trebuie să-mi zici prima oară ce poziție vrei să joci. CB. Fundaș central? Da. Bun. Deci tu, ca fundaș central, ai o datorie foarte grea, și anume să ne ajut să nu primim gol. Da. Tu ai mai jucat fundaș central la altă echipă? Nu. Nu, n-ai jucat. Deci asta ar fi prima ta echipă unde ți-ai face debutul în fotbal. Da, da, da. Ce să te mai întreb eu pe tine? Salut. Care e fotbalistul în fața căruia nu crezi că ai putea să faci față? Care crezi că te-ar dibla? Vinicius. Deci te-ar dribla vreun fotbalist? Păi tu trebuie să ai mentalitatea că nu poate să treacă nimeni de tine. Dacă tu crezi că poate să treacă cineva de tine, nu ești de echipă. Deci poate să treacă cineva de tine? Am bat faulturi destul de urâte, dar unii pot. Dar, în general, nu prea. Bine, băi, hai că să te bag la echipă. Deci ești primul jucător, primul transfer la echipa noastră. Deci cum ai zis, Darius, ai zis că te cheamă? Da, da, da. Darius și mai cum? Zi o poreclă. Nu știu. Dragon, habar. Bine, lăsăm doar Darius. Darius, așa să te cheme, da? Bine, frate. Da, da, da. Bine, deci ești... Te urmăresc foarte mult. Mă urmărești foarte mult? Apreciez, mă, frate. De cât timp? Te urmăresc. Păi da, mă urmărești, nu? Da, da, da. Păi și de cât timp ești abonat? De când făceai seria aia cu second hand-uri. Mamă, de ce? Ești de ceva timp, frate. Da, da, da. Bine, hai că te bag aici în tribună, că trebuie să mă pun să fac echipa, da? Eu acum oricum trebuie să ies. Bine. Pot să ies? Da, 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 poți să ieși. Ești în echipă. Primul jucător, tu ești. Bine, mersi. Salut, frate. Pa, pa. Bun, deci acum, băieți, știu că pare treaba asta foarte complicată. În mintea mea părea mai simplă. Acum vom merge la FC24, vom crea echipa. Nu prea m-am uitat aici în chat. Dacă făceai live așa... Adică... Nu știu cum să fac exact. Pentru că... Să vă iau de pe chat, să nu iau... Ai ceva răbdare. Băi, eu nu știu dacă... Să vă iau de pe chat sau să facem treaba asta cu Discord-ul. Ia, stați așa. E destul de complicat. Dacă nu era cu Dis, intram și eu. Trebuie să jucăm noi. Nu. Practic să facem echipa, o să o creăm. E doar la microfon, asta e problema. Să fiu eu al doilea.
Nu știu dacă să fac așa sau să vă iau de pe chat. Da, trecută v-am luat de pe chat, dar acum voiam să facem ceva mai interactiv. Ah, cum să fac, cum să fac? Ia stați așa să ne mai uităm aici pe Discord. De pe chat. De pe chat. Salut, Cristi Crasnea. Atunci, ca să nu... Da, deci o abandonez deocamdată asta cu Discord-ul, că unii poate n-au Discord sau microfon. Da, ok, o să vă iau de pe chat atunci. Și vă iau în felul următor. Deci, voi trebuie să scrieți în chat, să vă scrieți numele și poziția. Poți să iei și. Bine, hai că acum o să luăm de pe chat pe cineva. Deci, scrieți-vă numele și poziția. Și cu cât văd pe cineva mai mult, pe el o să-l aleg. Și după aia... A, uite, e Madalina aici. Sebi CB. Ok. Uite, Ali mi-a zis, mi-a dat o idee bună, poți să iei și. Uite că tot e... A, acum Madalina a ieșit. Bun, o să iau pe cineva de pe chat și după aia pe cineva de pe Discord, cel mai probabil pe Madalina, că tot intrase aici. Deci, pe mine mă cheamă Nicolas și RV. Ok, voi scrieți acolo și o să aleg pe cineva de pe chat. Iar și-a intrat Madalina. Ce faci, boss? Uite bine, ce să fac? Băi, stai că eu acum sunt foarte zăpăcit, că voiam să fac o chestie mișto, să iau de pe Discord, dar e cam complicat, că multă lume nu are. Tu, da. Tu dacă te-ai băgat la echipă, ce poziție ai vrea să fii? Portar? Deci, așa, ca să nu stăm pe acolo, fundaș central, a? Să țin pe echipa cu băiatul ăla. Păi bine, atunci, opa, mi-a căzut controlul pe jos. Păi, deci ai vrea să fii fundaș central, da? Bun. Exact, dar știi, mai masiv așa, dar știi. Păi tu ești puternic oricum, tu ești puternic, tu faci față. Da. Ideea e că eu nu pot să te iau așa direct, chiar dacă... Nu avem foarte multă lume. Trebuie să te mai întreb niște chestii, frate. Deci aici suntem ca la interviu de angajare, înțelegi? Bun. Da. Deci, da, cu semnătul. Hai că zic un scenariu, da? Deci yes. E minutul 85. Ești ultimul fundaș rămas și vine să te atace Haaland. Deci Haaland vine în viteză spre tine. Mai are, nu știu, până la poartă mai are 20 de metri. Tu ești ultimul fundaș central, încă nu ai intrat în careu. Așa. Și ai două opțiuni. Încerci să-l faultezi, că știi sigur că-l oprești dacă îl faultezi, dar ți-ai roșu. Sau mergi așa la un 50-50. Încerci să-l blochezi, să intri la minge, dar poate trece de tine și îți dă gol. Scorul e 0-0 și dacă îți dă gol, s-a terminat meciul. 1-0 s-a terminat. Olin, rup picioarele. Rup picioarele? Perfect, frate. Da. Bine ai venit la echipă. Bine ai venit la echipă, răspuns corect. Deci avem... Devotamentul. Devotamentul, exact. Așa se face, intri la rupere. Deci avem primii doi fotbaliști. Vei fi tu, Madalin. Cum vrei să te trec? Madalin și Edit? Așa, da. Madalin, Edit. Bun. Atunci, deci... O să aleg, te-am ales pe tine, l-am luat și pe băiatul ăla, Darius, și o să aleg pe cineva de pe chat. Așa că, hai să mergem aici, Play Real Manager, oricum nu contează, Cearalambus își creează echipa. Bun, deci echipa va fi Leon FC, acum sper să se vadă pe live. Bun, Leon FC. Să ne băgăm, hai să ne băgăm în Superliga României ca să avem șanse să câștigăm. Ok. Și rivalii noștri să fie Rapid.
Echipamentul nu cred că contează foarte mult. Voi scrieți în continuare, băieți, în chat numele și poziția și o să vă aleg și facem un interviu pe chat, că dacă nu aveți Discord, bine, dacă aleg pe cineva care are Discord, îi iau pe Discord. Culorile o să fie culorile canalului, negru cu galben, să iasă în evidență frumos așa de Borussia Dortmund un pic. Tertiarii, n-am nevoie de asta neapărat. Bun, perfect. Logo-ul nu prea contează. Acum, hai să mergem așa. Haide să mergem la crearea jucătorilor. Overall rating. Cam așa. Very young. N-avem nevoie de buget. Bun. Deci, primul fotbalist este Darius, pentru că așa a zis că îl cheamă. N-a vrut să-și dea numele și foarte bine că nu și-l dă online la necunoscuți. Sebi Reve, ok, așa. Un kid name, Darius. Și al doilea este Mădălin Edit. Îl găsiți și pe Instagram, băieți, dacă nu-l urmăriți. Eu nu mai știu dacă mai sunt pe Discord. Mai sunt pe Discord? Mamă, eu încă era pe Discord cu tine, bro. Mai ești? Da, a, trebuia să ieși de aici. Bine, hai că ieși de aici. Ieși de aici. Da, te spot. Mersi, te pup. Leone, dacă mă bagi pe mine în echipă, Ion. Ok, stați așa, băieți. Stați așa că prima oară trebuie să îl creăm pe Mădălin Edit, care este al doilea fotbalist al echipei, fundaș central. Deci până acum avem doi fundași centrali la Leone FC. Punem Mădălin. Bun, perfect. Deci este momentul să aleg pe cineva de pe chat. Vreau live cu iubita ta. Ce înseamnă asta, Dane? Ia uite ce comentarii avem aici. Bine, pare că eu mă uit în cealaltă parte. Haide să schimb, scena. Să schimb scena, să mă văd doar eu. Bun. Schimbăm scena, băieți. Deci, practic, acum mă uit la voi, da? Mă uit la voi. Văd aici. Nicolas, poziție, right winger. Mario Similea, Mario striker. Flavius, right winger. Sebi RB. Ok. În acest moment avem 21 de like-uri. La 25 de like-uri alegem următorul fotbalist. Daniel Lihor. Daniel Striker. Flavius Right Winger. Deci apăsați pe butonul de like, băieți. 22 de like-uri. La încă 3 like-uri și alegem următorul fotbalist. Alegem următorul fotbalist al echipei noastre. 25, perfect, bun. Este momentul să alegem. Eu dau dislike. Băi, termină cu astea, da? Bun. Următorul fotbalist pe care îl vom alege, vă dau și partajare aici ca să vedeți, să nu știți că fac eu vreo chestie. Îmi pun live aici. Bun. Deci avem chat-ul în partea asta. Mă văd de 10 ori. Ce Caterin că se vede. Bun. Deci fotbalistul pe care îl aleg fără să mă uit este el. Ia să vedem. Sebi RB. Pe el am dat. De Sebi Ro, tu ești următorul fotbalist al nostru, doar că nu va fi atât de ușor, frate. Nu va fi atât de ușor pentru că îți voi lua un mini interviu. Deci eu mă uit acum la tine în cea, da? Aoleu, dă-i night mode, dark mode, că mă dor ochii. Ok, băieți, l-am ales pe Sebi. Haideți să vedem dacă răspunde. Trebuie să răspundă, că altfel alege pe altcineva. Aci, bun. Nu ieșiți de pe live, că încă nu e gata. Echipa e de-abia al treilea jucător, da? Bun, Sebi. Ești fundaș dreapta. Următorul, Andrei Rațiu. În momentul în care Vinicius Junior, care are 95 la pace, încearcă să te dribleze, ce alegi?
Să fugi după el sau să-ți conservi energia, pentru că dacă fugi după el, tu nu mai poți să mai alergi tot meci. Dar dacă îți conservi energia, poate mai rămâi în teren. Deci dacă tu fugi după el, gata, ai obosit, ești mort, te și scoate afară antrenorul. Dar dacă îl lasă scape, îți dă și gol. Ce ai ales să faci? Fugi după el sau nu? Eu pot să fac interviul pe chat. Păi așa să facem interviul pe chat cu cei care nu au Discord. Să mă uit aici în Discord. Băieți, dacă voi aveți Discord, intrați. Intrați la tribuna aici. Să vedem. Îmi țin energia. Sebi, îmi pare rău, dar nu este răspunsul corect. Sebi a spus că în contextul în care Vinicius Junior aleargă spre el, el îl lasă să treacă și își conservă energia în loc să fugă după el, chiar dacă... Salut, frate, salut! Chiar dacă Vinicius va da gol. Deci îmi pare rău, Sebi, în acest moment nu te pot alege. Continuăm să luăm pe cineva și vom lua în continuare pe cineva de pe chat. 26 de like-uri, 27 de like-uri. Sebi, poți să-ți mai încerci șansa, dar mai târziu. Bun. Deci, următoarea persoană va fi aleasă la 30 de like-uri. La 30 de like-uri alegem următoarea persoană. Băieții care au intrat pe Discord, rămâneți în tribună, că o să vă iau și vă trag în birou, în ăsta privat. Deci rămâneți acolo ca să nu vă auziți pe live acum, cât timp alegem pe cineva de pe chat. Stai în birou, că de-aia ți-am făcut, da, stau acolo acum. Deci 27 de like-uri, 28, încă 2 like-uri și alegem pe următorul jucător. Continuați să scrieți în chat, băieți, dar nu uitați să apăsați pe butonul de like. Daniel Lihor, pe tine te văd și aici în Discord. Deci dacă te aleg pe chat, intră la tribuna aici. Dacă te aleg de pe chat, ca idee. 28 de like-uri. Haideți, băieți, încă 2 like-uri și alegem următoarea persoană. Haideți că alegem acum la 29 de like-uri, da? Schimbăm asta. 30 de like-uri s-au făcut, perfect. Dăm și aici un reload. Continuați să scrieți, pentru că imediat după reclama asta care mi-a băgat-o și mie, alege pe cineva, descrieți acolo. Și eu sunt la tine pe Discord, foarte bine, frate. Descrieți în chat aici, că imediat alegem pe cineva. Nu știu cum să dau night mode. Deci va trebui să vă stricați un pic ochii. Dacă fac așa, se vadă doar chat-ul. Nu merge. Ia, de fapt îl iau de aici. Îl luăm de aici, da? Descrieți în chat. Eu nu mă uit. Scrieți acolo. Scrieți-vă numele și poziția. Foarte important să scrieți și poziția. Salut, Roman Ste. Bun. Deci în 5 secunde mă întorc cu spatele și mă uit, da? 5, 4, 3, 2, 1. Așa. Am apăsat pe Fabian ST. Sper să se vadă. Deci Fabian, spune, frate, Fabian, ești în chat sau nu?
Da, sunt, ok. E și pe Discord? Dacă e și pe Discord, facem interviul pe Discord. Intru imediat, perfect. Deci Fabi va intra pe Discord. Dacă intri pe Discord, te duci la tribuna acolo. Intri pe Discord și după aia în chat la tribună. Și vin eu și te trag imediat. Bun, băieți, am ales jucătorul cu numărul 3, potențialul jucător cu numărul 3. Asta dacă răspunde corect la următoarea întrebare. Bă, am nede rahat să mor. Băi, ce să faci, Andrei? N-ai ce să faci. Oricum, când alegi următorul? Imediat după interviul cu Fabi, alegem următorul jucător. Oricum, avem și rezerve, băieți, așa că locul vostru în echipă este probabil asigurat. Majoritatea oamenilor care sunt pe live vor intra în echipă, dar trebuie să rămâneți pe live și să comentați, că altfel eu n-am cum să vă aleg. Bun, ia să vedem. A intrat Fabi? A intrat Fabi aici? Secretosul... Nu. Încă n-a intrat Fabi, îl mai așteptăm puțin. Eu trebuia să fiu al treilea, dar după părerea mea trebuie să-ți mai ții energia, că poate te accentezi. Sebi, e ok și cum zici tu, dar după părerea mea, decât să primești gol, mai bine dai totul pentru echipă. Uite cum a zis Mădălin. El a zis că în cazul în care Haaland îl atacă și are posibilitatea să ia cartonaș roșu, dar scapă de gol... El îl atacă pe Haaland și scapă de gol. La mine asta contează. Trebuie să dai totul pentru echipă. Trebuie să dai totul pentru echipă, frate. Bun. Până intră Fabi aici, vom mai alege pe cineva de pe chat. Așa că... Păi și eu aș face asta, dar nu era variant. Păi am zis, bro. Am zis. Bun, deci vom mai alege pe cineva de pe chat, continua să scrieți și la 35 de like-uri mai alege pe cineva. Fabi, văd că încă n-a intrat pe Discord, când o să intre o să-i luăm interviu, dar până atunci continua să scrieți să luăm pe cineva de pe chat să facă parte din echipa noastră de vis. Nu uitați să distribuiți live-ul ăsta și cu prietenii voștri, să vadă cât mai multă lume. Să facem o echipă cât mai competitivă pentru a încerca să câștigăm Superliga României. Dacă n-ați văzut, vă mai arăt o dată că suntem în echipa României, în Superliga României, în Liga 1. 17 persoane, continuare 30 de like-uri, băieți. Mai avem nevoie de 5 like-uri și alegem următoarea persoană exclusiv din chat. O să alegem pe cineva chiar dacă are Discord, chiar dacă nu. La Fabi s-a nimerit să aibă, dar deocamdată nu-l vedem să fie intrat. 31 de like-uri, ok, văd că vă mișcați, ceea ce e foarte bine. Ia să vedem cine mai e aici, Andrei Sătă sau goalkeeper? Scrie doar o poziție, Andrei, că nu contează, că deocamdată nu s-a umplut. Sebi RB, sper să mai piști odată, Sebi, să-ți mai dau o șansă, că îmi pare rău de tine. Cristi CM, Andrei Sătă sau GK, Pascariu, Gabriel, poziția right winger. 31 de like-uri, mă uit în paralel la toate. Andrei CM, Cristi CM, Lucas CB. Pe center back suntem cam plini, avem doi fundași centrali. Așa că dacă nu vreți să fiți rezervă, puteți să încercați pe mijlocaș, n-avem pe nimeni, portar, atacant. Deci funda stânga, cred că e bombă videoul de mâine. O să vă placă, este o simulare de carieră cu Vlad Chiricheș. Vă zic de pe acum ca să știți la ce să vă așteptați, dar sigur o să vă placă. 31 de like-uri, haideți că mai stau un pic și aleg pe cineva. Ali MH CM. E și Ali aici, vrea și ea să facă parte din echipă. Bun. Haideți că să alegem următoarea persoană. Mi s-a blocat un pic ecranul. Mario ST. Ok.
Haideți că acum să schimbă asta, să se vadă chat-ul și alegem următoarea persoană. Bun, deci acum trebuie să se vadă chat-ul. Voi continua să scrieți aici, băieți. Vă vedeți și voi acum în toată splendoarea. Mai au și o guriță de apă între timp. Continuați să scrieți aici, dați copy-paste la comentariu ca să nu mai stați tot timpul. Salut, nu pot să sta pe live, trebuie să învăț. Învață, Vlad. Ion Leve, Crețu Pavel, striker, Romania, Cop Teodor, goalkeeper. Doar un nume sau două maxim, e ok, frate, nu trebuie să dai tot numele. Bun. Haideți să vedem. Alegem următoarea persoană. Au rămas 31 de like-uri, lasă, nu-i problemă. Haideți că alegem următoarea persoană. În 3, 2, 1. Întoarce cu spatele, voi scrieți acolo, băieți. Scrieți. Scrieți și... Pe cine? Pe tine. Ah, stai că n-am apăsat. Încă o dată, tu. Lucas, left back. Lucas cu poză cu Messi, dacă văd eu aici bine. Lucas va fi fundașul stânga al echipei noastre. Lucas, ai fost ales? Ai fost ales, tată. Și... haide să vedem dacă mai e aici pe chat. Lucas, ce fac? Ok. Deci left back, o poziție foarte importantă. La națională joacă Bancu, dar mie nu prea-mi place de Bancu, așa că, ia scrieți în chat, băieți, ce întrebare să-i punem lui Lucas? Ce întrebare i-ați spune voi lui Lucas? Sau Opruț? Opruț, da, dar Bancu a jucat mai mult. Ce întrebare i-ați spune lui Lucas? Voi, chat. Știi Bancu cu Bancu? Oh, a intrat 24 de persoane. Apăsați pe like, băieți, faceți și noi 35 de like-uri. Andrei Ceame, băieți, scrieți o întrebare. Sute sau nu? Ce? Amir, n-am înțeles ce ai zis. Care este golgheterul all-time al Naționalei României? Nu e o întrebare neapărat legată de poziția sa, dar uite, Lucas, scrie care este fundașul tău stânga preferat, din moment ce ai vrut să fii fundaș stânga. Ești bun la fotbal. Păi dacă întreb, el o să zică da și se încheie. Întrebarea mea este Dario Solaru sau Denis Man? Lucas, care e cel mai bun jucător cu multe goluri? Hai să vedem. Lucas nu mai răspunde. Carvajal. Păi Carvajal nu e fundaj stânga, e fundaj dreapta. În fine. Bun. Crezi că l-ai oprit pe Mbappé? Ce face dacă Haaland e în fața lui? Uite, asta e o întrebare bună. Pur și simplu, ce faci dacă Haaland e în fața ta? În orice context. Nu zic că ești pe teren, că ești în mall, că ești cu prietena în parc, că ești cu mama la cumpărături. Ce faci dacă Haaland e în fața ta? Haide să vedem ce zice Lucas. Ne uităm aici în chat. Îl bat! Excelent! Felicitări, Lucas! Ești noul nostru fundaș stânga. Felicitări, frate, bine ai venit în echipă. Bine, Valentin zice o poză. Băi, Lucas a răspuns, a dat răspuns de fotbalist. Știți de ce? Îl bate. Pentru că dacă are meci cu Haaland, după Haaland o să-l vadă pe Lucas și o să se gândească: băi, ăsta m-a bătut în viața reală, păi aici pe teren mă mănâncă. Mă mănâncă, nu mă lasă în pace. Deci, Lucas, mă bucur că ești noul nostru fundaș stânga. Și welcome. Welcome to the team. Haide să te băgăm aici, tăticule, că meriți pe deplin. Meriți să fii nouul nostru fundaș stânga. Acest Gabriel devine Lucas. Și care este mai cunoscut? Este cunoscut ca și Lucas. Și aparent ești brazilian, frate. Ești brazilian. Ai... nu știu, ești născut în 95, nu știu câți ani ai, dar ești brazilian. Bravo, Lucas. E și nume de brazilian, Lucas. Sună un pic așa exotic. Deci până acum avem 3 jucători în echipă. Darius, Mădălin Edit, Lucas. Și
este momentul să alegem următorul fotbalist. În Discord, în tribună, îl avem pe Mario Sim, pe care îl tragem aici în birou, să avem o conversație. Salut, Mario! Mario, mai ești? Ia asta să vă dau și vouă să vedeți aici. Hai că este Mario. Bun. Haideți să vedem acest interviu. Mario, mă auzi? Mai e și secretosul care e dat pe mut. Mario, dacă nu răspunzi în 5 secunde, îl iau pe secretosul în locul tău. Nu știu dacă e problemă de la mine sau de la el. Ia stați că mă uit în chat, poate... Ești în chat aici, Mario? Ești în chat aici? Nu-l văd pe Mario în chat, îmi pare rău. O să-l iau pe secretosul, te iau... A, uite, mai e și Daniel Lihor. Îl iau pe secretosul, că aștepta de mai mult timp. Sper să se vadă ce fac eu acum. Salut, secretosule! Salut! Ai poză... Cu ce e poza asta ta de profil aici? Este cu Leon de pe Brawl Stars. Cum îl cheamă? Leo? Leon. Leon, păi ca pe mine, nu? Da. Perfect. Bun, frate. Tu ce poziție vrei să joci? Right winger. Right winger. Mm-hmm. Asta e o poziție pretențioasă, știi? Adică nu e pentru oricine. Dacă vrei să fii right winger, trebuie să fii unul dintre cei mai buni right wingeri. Adică nu poți să fii slab. Care e right wingerul tău preferat? Messi. Messi? Mm-hmm. Păi Messi e mai mult center forward acum, așa, schimba poziția. Dar hai că merge Messi. Și, deci, ție îți place de Messi, dar tu vrei să fii ca Messi, nu? Da. Ce experiență ai? La ce cluburi ai mai jucat? PC. Ai jucat la PSG? Da, pe PSG Mobile. Bun, ai jucat. Nu, PSG 24. Unde? M-am încurcat, așa am zis, din greșeală, Mobile. Deci ai jucat la PSG, nu? Câți ani ai jucat la PSG? Nu mai știu, 4-3. 4-3, a? Și câte goluri ai dat la PSG? Am dat 81. 83 de goluri? Am zis 43. 43? Păi în 4 ani e cam puțin, frate. Ai fost rezervă, ce ai făcut? Da, am stat mai mult la rezervă, era Messi atunci. Da, era Messi, tu erai, când îl scotea pe Messi de pe teren, intrai tu, nu? Da. Deci, da. Bine, băi, secretosule, hai să spun o întrebare grea. Fii atent aici. Deci ce ai preferat să câștigi? Cupa Mondială cu România sau Champions League-ul cu Leon FC? Champions League-ul cu Leon FC. Băi, un răspuns bun. Nu știu dacă chat-ul trebuie să fie de acord. Secretosule... Bagă-mă Flavius. Ce zici? Bagă-mă Flavius. Flavius se cheamă? Deci Flavius Secretosul, așa să fie numele tău de acum înainte în echipa Leon FC. A? Poți să pun, da. E ok, da? Da. Bine, bine Flavius. Bine ai venit la echipă. Și da, ce să mai zic? Multă baftă și să sperăm că dai mai multe goluri decât ai de la Paris Saint-Germain aici, la Leon FC, da? Da. Să joci bine. Bine, hai, pa, pa. Da. Așa, băieți, îl alegem și pe al patrulea deja jucător aici la Leon FC. Va fi Flavius Secretosul, care el spune că vrea să fie right winger. Ei bine, noi aici avem și un right mid, auzi cum am zis right wing. Avem right winger și va fi Flavius Secretosul. A stat ceva în Discord și merita să fie aici la echipa noastră. El în viața reală a fost rezerva lui Messi la PSG, ceea ce este bine. E un jucător cu experiență și primește numărul 10 aici la noi la echipă. Noi i-am dat numărul, așa s-a nimerit. Secretosul este un transfer bombă. Și este momentul să alegem un om nou pentru Leon FC. Și pentru asta am nevoie de voi la un singur lucru. Sunt 35 de like-uri în acest moment.
Avem nevoie de 40 de like-uri, băieți, pentru că trebuie să recomandăm live-ul ăsta pentru cât mai multă lume, da? Deci trebuie să intre cât mai multă lume pe live-ul ăsta. Suntem 28 de persoane, 27 câte suntem, și trebuie să intre cât mai multă lume, să facem o echipă cât mai frumoasă și voi, dacă intrați în echipă, să vă vadă cât mai multă lume, dacă are sens. Așa că voi scrieți acolo în chat numele vostru și poziția. 4 jucători au fost aleși. Chiar dacă avem fundaș central, puteți să mai spuneți că sunteți fundaș central. Vlad. A intrat Vlad. Te pup, bro. Da, cel mai tare vlogger. Da, mă, cel mai tare. Bun. Deci 36 de like-uri încă. Uite, s-au făcut 40 de like-uri. Băi, ați înnebunit, mă. Ați înnebunit, bravo. Bun, dacă s-a făcut atât de repede, eu mă țin de cuvânt, că nu, eu nu sunt mincinos. Mă înțelegeți? Eu nu sunt mincinos și o să alegem pe cineva. Alegem pe cineva imediat. Ia uite cum face chat-ul, ia uite cum face chat-ul, a nebunit. Bun. Ne întoarcem cu spatele. Vă mai las un pic, că poate unii de-abia ați intrat și n-aveți timp să scrieți, da? Deci scrieți acolo, nume plus poziție. Și vă băgăm aici, la Leon FC-ul. Avem Sebi RB, Robert RB, foarte mulți fundași dreapta, vor să intre Nico, Cam. Mai iau și eu o gură de apă și alegem. Bun. Mă întorc cu spatele, da? Nu se trișează aici la mine, pe canal nu se trișează, da? 5, 4, 3, 2, 1, tu. Amir Ion left winger. El a picat și ia să vedem. Este în chat? Amir Ion este. Bun. Domnul Amir, sunteți și pe Discord? Vă avem și pe Discord să vă luăm la un interviu? Puteți intra și pe Discord aici să facem un interviu frumos? Ia să vedem, ce zice Amir? Am schimbat asta? Da, am schimbat. Bun, Daniel Leftwinger. Daniel, scrie în comentarii în continuare. Nu poți să intri pe Discord? Bine. Eu ies, bebe, bye bye. Te pup, bebe. Bun, Amir. Deci tu vrei să fii... Ce poziție ai zis că vrei tu să fii? Amir, ce poziție vrei tu să fii? Leftwinger. Băi, Amir, aia e poziție de Cristiano Ronaldo, Leftwinger, știi? Nu-i pentru oricine. L-am ales pe secretosul right winger în locul lui Messi. Deci tu ai fi Ronaldo-ul echipei și ai avea un overall mare de 75. Și trebuie să fiu, uite, Neymar, trebuie să fiu sigur că tu ești în stare să ocupi acest loc cu valoare mare. Așa că o să spun o întrebare destul de complicată, da? Deci vreau să-mi zici prima oară la ce echipe ai mai jucat? La ce echipe ai mai jucat tu, Amir? Îl avem pe secretosul care a fost la Paris Saint-Germain. La FC Leone ne trebuie jucători cu experiență, care știu ce înseamnă să câștigi, știu ce înseamnă să dai goluri, să dai totul pentru echipa ta. Ia zi, Amir, la ce echipe ai mai jucat? Ne trebuie jucători cu experiență până la urmă. Uite, mai e Daniel aici în chat, care în continuu zice Daniel Leftwinger. Și el... Are și el șansa lui. Îl mai avem și pe Discord să-l întrebăm. La Barcelona. Băi, dacă ai jucat la Barcelona, o să spun o întrebare. Câte Champions League-uri are Barcelona și dacă te uiți pe net, ești descalificat. Ai 3 secunde să scrii, da? 3, 2, 1, ia să vedem. A scris? 5. Băi, nici eu nu mai știu sigur, dar cred că are dreptate. Barcelona, Champions... Da, are 5. Băi, Amire, ai reușit să răspunzi corect. Deci, vei intra în echipă. Vei intra în echipă, dar nu vei fi titular 100%, pentru că sunt curios ce are de zis Daniel Lihor. Pentru că Daniel Lihor este și pe Discord. Și scrie în continuare în chat că el vrea să fie left winger. Și vreau să-i dau șansa. Deci, Daniel Lihor, bine ai venit în birou. Salut, frate!
Ia să vedem dacă răspunde Daniel. Da. Salut, Daniel. Da. Salut. Bun, deci tu ești acum în competiție cu Amir. Ești cu Amir. Amir, da. Deci pe postul de left winger, da? O poziție foarte complicată și te-am văzut că în continuu scrie acolo că tu vrei să fii left winger. Păi da, cu rău să faci o parte din echipa ta. Păi, de ce ai vrea să fii în echipă? Hm? Că, pentru că eu sunt bun și la bola în viața reală și bun și, cum să zic, la acolo, pe jocuri, la fotbal. Deci, sunt bun. Deci, vreau să zic. Deci, și vreau să... deci ești cam lăudăros, ha? Ești cam lăudăros. Nu, acum vreau să-ți arăt cât de bun sunt și eu. Deci tu zici că ai avea valoare, a? La ce echipă așa ai mai avea, jucat? Da, am valoare. La ce echipă ai mai jucat? Că uite, l-avem pe, l-avem pe Amir care a fost la Barcelona totuși. Păi da, dar eu am fost la Real Madrid. Tu ai fost la Real Madrid, deci, ești, deci tu ești Ronaldo. Aha. Și câte goluri ai dat la Real? A, păi vreo 200 și ceva, 240. Da, mm-hmm, 240. Îi faci competiție mare lui Amir. Uite, dacă tu zici că ai jucat la Real, câte Champions League-uri are la Real? Repede, repede, repede. Real Madrid are 14 Champions League-uri. E sigur? Sigur. Sigur, da? Ia să vedem. Să vedem dacă știi. Real Madrid Champions League, da? Ia să vedem. Da. Deci Real Madrid number. Ia. Are 14. Răspuns corect, da? Bun. Da. Dar ai răspuns doar la o întrebare. Hai să te mai întreb ceva. Tot legal de Real Madrid, dacă ai fost coleg, da? Cu cine ai fost coleg, da, tu cu, la Real Madrid? Cu ce jucători ai jucat? Păi am fost coleg cu Benzema, Ronaldo, Bale, Modric, păi Sergio Ramos. Păi și tu cum jucai în locul lui Ronaldo? Păi nu chiar așa de bine ca el, dar aproape de bine ca deci el. Deci erai rezervă, nu? Da, rezerva. Păi uite că l-am avut adineori pe secretosul care era rezerva lui Messi. Deci tu ești rezerva lui Ronaldo, a? Da. Am înțeles, frate. Păi și fii antenă, dacă ești rezerva lui Ronaldo, hai să te întreb ceva de el, da? Din ce oraș e Ronaldo? Madeira. Păi ce le știi, mă, bravo, ți-ai făcut temele. Bun, îți dau ceva mai greu. Cum o cheamă pe mama lui Ronaldo? Hai că dacă o știi pe asta te iau la echipă, dar nu o știi. Păi, nu. Prenume. Îmi cer scuze. Atâta. Nu știu, nu știu. M-am uitat totodată pe Google și am văzut, am uitat. Păi, frate, tu ești ardelean? E, nu, mai pe aici sunt prin zona Moldovei. A, ești moldovean? Bravo, bravo, bravo. Bun. Deci nu știi asta. Zi un nume de femeie, poate nimerești. Stai alea că să mă mai gândesc. Mai stau o lecuță. Alexia? Cum ai zis? Alexia. Păi asta e fata de îți place ție, mă, nu e mama lui Ronaldo. Păi dar știu asta. Nu e, sigur nu o cheamă Alexia, că asta e nume de... Cred că o cheamă Mariana sau Marilena ceva. Nu știu cum. Nici eu nu știu cum o cheamă. Ok, hai că asta nici eu nu știam întrebarea. Ultima întrebare. Ultima întrebare că chiar cred că ai putea să fii titularul echipei. Îl luăm și pe Amir, dar... problema e la titular, da? Zim. Uh-huh. În ce an a fost fondat Real Madrid? Păi. Gândește-te bine, gândește-te bine, că trebuie să o știi pe asta. Ai jucat la ei. Da. Deci 1000. 1000, da, ai început bine, ai început bine, ai început bine. 800 93. De ce an ai zis tu mâncați și gura ta? 1893. Băi, sigur nu te-ai uitat pe net? Sigur, deci l-am de fapt legea pe frate meu. Deci eu stau aici și vorbesc cu tine pe Discord. Bine, frate, ia să vedem. Deci tu ai zis 1893. Ai fost aproape, 1902.
Din păcate, frate, te iau la echipă, Daniel, dar da, nu poți să te fac titular. Te superi? Nu. No. Te superi un pic, te superi, că ai fost rezerva lui ai fost rezerva lui Ronaldo, acum ești rezerva lui Amir. E. Asta e, Daniel. Multă baftă în continuare, să sperăm că poate dai mai multe goluri decât el. Pa! Pa, pa! Bun, băieți, deci avem și... avem doi jucători, luați așa, unul titular, unul rezervă. Din păcate, pentru... din păcate, pentru... pa, am uitat. Ce-am făcut, mă, frate? Așa, din păcate, pentru Daniel, el va fi... el va fi rezervă. Haideți să-i băgăm pe amândoi, dacă tot. Deci, prima oară va fi Amir Ion. O să punem Ion Amir. Amir, pe care l-am luat de pe chat și care a zis că a fost la Barcelona, adică, na. Amir Ion. Și îl avem și pe Daniel. Daniel... Daniel Lihor, care va fi rezerva lui. Daniel Lihor. Lihor. Bun, doi fotbaliști buni. Unul a fost la Real Madrid, celălalt la Barcelona, adică na, ne-am întărit bine. Avem un atac foarte bun. Și e momentul să mai alegem pe cineva dintre voi. Vom lua pe cineva de pe chat acum. Sunt 48 de like-uri. Vă mulțumesc enorm. Încă 2 like-uri. Dacă tot, facem și noi 50 de like-uri și alegem următorul fotbalist. Haideți cu like acolo, băieți. Haideți cu like acolo. Și alegem următorul fotbalist. Amir, 49. Ce 49, bro? By the way, ce părere aveți de freza mea? M-am tuns și eu. Vă place? Nu vă place? Sunt curios. Mersi. N-ai pentru ce, Daniel? N-ai pentru ce? Deci, băieții care sunt pe Discord, asta e pentru cine are Discord și... așa, stați așa. Deci, pentru cine are Discord, intrați pe server. Vă văd aici, uite, e Alin, cred. Nu știu, nu mi-apare tot numele. Intrați aici la tribună. Pe tine, secretosule, te-am luat, dar na, în fine. Intrați la tribună aici, intrați pe server și o să vă iau de aici. Restul scrieți în chat și vă aleg de acolo, oricum. Alegem pe cineva exclusiv din chat. Ia să vedem. 49 de like-uri, 51 de like-uri. Haideți că v-ați făcut treaba, băieți. Pe ziua de azi v-ați făcut treaba ca lumea. 51 de like-uri. Top. Într-o oră e foarte bine. Bun. Alegem următorul fotbalist imediat. Și nu uitați că mă ajută foarte mult să dați și voi o distribuire. Dați acolo frumos. Copy link, share link. Dați și voi pe WhatsApp, pe grupul clasei, la prieteni, la familie, la mătușă, la pisică, la toată lumea. Să ne strângem cât mai mulți aici pe chat, să facem o echipă frumoasă, da? Bun. Deci s-au strâns 50 de like-uri. E momentul să mă țin de cuvânt să alegem următorul fotbalist. Și îl vom alege, bineînțeles, de aici din chat. Să se umplă chat-ul, să fie nebunie, da? Bun. Sebi Rebe. Sebi, poate să te aleg pe tine, frate. Asta vom vedea. Scrie în continuare acolo. Ia stați așa că am amorțit un pic. Mi-a dat și Vodafone mesaj. Bun. Deci, alegem următorul fotbalist imediat. Ia știți, vă place cum am făcut aici cu Ronaldo, cu astea? Cred că se vede, nu? Ia uite, Messi, Mbappé, toți nebunii. Bun. Scrieți în chat, băieți, acolo. Frumos. Mersi, Star Ninja. Te pup, bă. Te pup, Alberto. Haideți să vedem. Alegem imediat următorul fotbalist.
Ne întoarcem cu spatele. Ștefan, ce mi-te rog? Să vedem, frate. Să vedem. Să vedem. Liviu Codreanu, ce am pierdut, am dormit și eu. Bună dimineața, bro. Deocamdată s-au ales, cred că, 5 fotbaliști. Dar haide să vedem. Scrieți acolo în chat. Mă întorc. 5, 4, 3, 2, 1 și pe tine. Alexandru Silvian, striker. Ok. Alexandru Silvian, ești în chat pe YouTube? Alexandru Silvian? Uite, striker Silvian. Ești în chat aici? 53 de like-uri, vă mulțumesc enorm. Alberto, faci carieră? Da, fac carieră cu voi. Vă iau pe fiecare de pe chat, vă bag pe poziția pe care vreți voi și după aia vom simula să încercăm să câștigăm campionatul și Champions League și așa mai departe. Deci, Alexandru Silvian, ești în chat. Ai Discord, frate? Amir, nu am FC Mobile, nu mă joc. Ai Discord? Alexandru Silvian, zi dacă ai Discord, bro. Nu, n-ai? Bun. Deci, am nevoie să-mi zici la ce echipă ai mai jucat, Alexandru. Deci avem fost jucători la Barcelona, la Real Madrid, la Paris Saint-Germain. Tu la ce echipă ai jucat, frate? Pentru că știi cum e. FC Leone este o echipă de valoare. Și avem nevoie de jucători de valoare. A răspuns Barcelona. Ai fost la Barcelona? Păi înseamnă că ești coleg. Ești fost coleg cu... Am uitat numele. Cu Secretosu. Ești fost coleg cu Secretosu, a? Păi atunci dacă tu ai jucat la Barcelona, vreau să-mi zici așa. Scenariu, da? Te-ai certat cu antrenorul Barcelonei, să zicem că era Xavi. Xavi e antrenorul Barcelonei și te-ai certat cu el. Și tu nu mai ești titular din cauza asta. Xavi a hotărât, băi frate, dacă tu te ceri cu mine, eu nu te mai bag titular. Cum faci să te împaci cu Xavi? Dă-mi un răspuns în chat și haide să vedem. Dacă băieții consideră că... O să-i las pe băieți. O să le pun un pol la băieți și să vedem dacă ei consideră că e un răspuns bun. Deci... Alexandru, te-ai certat cu Xavi, cu antrenorul tău, cum faci să-l împaci? Ca să fii din nou titular, că te-a dat afară, nu mai ești titular. Îi dai un cadou, Amir, tu deja ești la echipă, na. Nu-i da idei. Ia să vedem. Hai, Adiță. Te antrenezi timp de o lună de două ori mai mult. Star Ninja. E idee bună. Îi cer scuze și poate mă bagă. Păi da, dar cum îi cer scuze? Că asta e ideea. Că e fostul meu coleg. Uite, Amir e de treabă. Eu rămân repetent la geografie numai ca să fiu în echipă. Nu știu, Andrei, Adrian nu mai răspunde. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că s-a timorat când i-am pus întrebări. Și tu ca atacant nu te timorezi, frate. Nu știu, nu-l mai văd în chat aici. Amir, nu știu unde ai dispărut. Dacă scrii, mai dă un semn, mai dă ceva. În ce ligă va evolua FC Leone? În Superliga României. Încercăm să luăm campionatul, să sperăm că luăm. Dau gol la El Clasico. E o idee bună, Cristi Crasnea, dar dacă tu nu mai ești titular, ai ideea. Aici sunt. Da, Amir, pe tine te știu. Te scuzi zicându-i că nu ai gândit și iei un cadou. Asta cu cadou, văd că toată lumea zice asta, te super cu antrenorul și iei un cadou. Dacă mă bagi, te bag la noua mea echipă din Superliga, viitorul Botoșani. Da, Andrei, Adrian nu mai răspunde, mersi Leo că m-ai băgat în echipă. N-ai pentru ce, Daniel, respect plus. Din păcate,
Andrei Adrian nu mai răspunde, dacă intră mai târziu îi mai dăm o șansă, dar deocamdată nu mai e aici, așa că să alegem pe altcineva. Voi continua să scrieți acolo în chat, băieți. 53 de like-uri, la 55 alegem pe cineva. Bagă-mă și pe mine, Albert St. Scrie, ia, îi zic că vreau mai puțin bani ca să mă bage titular. Deci, răspunsul lui Adrian, stai că l-am pierdut, fie să fie. Nu, pardon, Alexandru, îmi pare rău. Alexandru Silvian, nu Adrian, iartă-mă. Deci răspunsul lui Alexandru Silvian este că îi zic că vreau mai puțin bani ca să mă bage titular. Cum vi se pare, băieți, răspunsul ăsta? Vi se pare un răspuns bun sau nu? Îl luăm pe ia spuneți, da sau nu? Deci Alexandru Silvian a zis că îi zic că vreau mai puțin bani ca să mă bage titular. În momentul în care el se ceartă cu antrenorul. Adică mă lasă mai puțin bani la salariu. Ia să zic, da, da, zice Phoenix. Nu, zice Sebi. Parțial corect, zice Romanste. Vedem, nu, 56%. Mamă, Alexandru, se pare că băieții nu prea sunt de acord cu tine. Și e destul de strâns sondajul, 19 voturi. Suntem 27, ia și de pe Discord. Următorul jucător îl luăm de pe Discord, da? Voiam să iau pe cineva. Hai mă, nu fiți răi, votați, da. Îi zic că nu vreau să mă mai cert, îi zic că vreau să joc mai mult și zic să-mi dea mai puțin bani. Asta zice Alberto. Păi dar tu ai băgat toate scuzele de s-au dat până acum, Alberto. Se pare că nu este răspunsul hai că mai aștept câteva voturi la sondaj. Suntem 26 de persoane. Mai votați și voi, băieți. Deci să luăm pe Alexandru la echipă cu răspunsul ăsta că îi zic să-mi dea mai puțin bani. Părerea mea e că e un răspuns bun, adică poate că sunteți un pic cam răi. Nu știu, puneți-vă și în locul lui. Dacă nu mă mai bagi, mă dezabonez. Gianina nu ține de mine. O să fie de noroc. Cel mai probabil o să intri. Majoritatea oamenilor care sunt aici pe live o să intre, pentru că avem și rezerve, nu uitați asta. Toată lumea merită o șansă. Avem 50-50. 20 de voturi. Mai votați, mai dați un vot. Îi dau mut? Cum adică să-i dai mut? Mă atrez mai mult și spun că este decizia lui. Bun, bun răspuns, Roman. Bun. Uite, ăsta era un răspuns care eu ziceam da direct. Efectiv, ziceam da direct. 51, da, 51, 50 nu. Păi cum, bro, că n-are cum să fie 101%. E 50-50 acum. Eu sunt portar și am 23 de ani și mă cheamă Vlad. Îmi dovedești că ai greșit. Salut, Vlad. Ia-l, bro. Uite, zice TikTok. Hai că mai iau după chat, ziceți, da sau nu, luăm sau nu. Mai iau după chat, uite, încheiem sondajul, e 50-50. Hai să vedem ce zice chat-ul. Nu, zice The Sebiro. Da, zice TikTok. Nu, da. Nu. Da, nu, da. Da, da, nu. Mai dă-i o șansă, da. Da, deoarece merită o șansă, da, da, nu. Uite, hai ca să fiu corect. Te mai întreb ceva, Alexandru, zi dacă ești pe live, zi ceva dacă ești pe live. Vreau să joc fără bani pentru tine, uite ăsta, și ăsta e un răspuns bun al lui Gianina. Uite, ești. Bun, măcar ca rezervă. Băi, hai să mai punem o întrebare, băieți. Ziceți voi în chat o întrebare pentru un atacant, da? Pentru un atacant. Îmi cer scuze pentru greșeala pe care am făcut-o. Nu, haideți acum să ne gândim la o întrebare pentru el. Că la prima, hai să zicem, a răspuns decent, dar nu 100% corect. Da, ca rezervă. Ok, mai dăm o șansă. Ce face când e 1v1 cu portarul? Bună asta, TikTok. Uite, Alexandru, o întrebare simplă. Ce faci 1-1 cu portarul? Efectiv. Ce faci 1-1 cu portarul?
Dau fundă pe lângă portar. Pe FIFA 24. Stai adevărul. Alexandru, încă aștept răspunsul, frate. Așteaptă toată lumea. Ce faci? Unul îl driblez și dau crash și după dau bară gol. Mi se pare un răspuns bun. Mi se pare un răspuns bun. Dar nu vreau să te bag titular, îmi pare rău. Nu, nu te supăra pe mine, dar nu vreau să te bag titular, că nu am 100% șansă în tine. Adică e un răspuns bun, dar se putea și mai bine. O să te băgăm rezervă, bro. Fără niciun fel de supărare, până la urmă tot ai șansă mare să joci. Deci Alexandru Silvian va fi rezervă la echipa noastră. Sper că i-am zis bine numele. Alexandru Silvian, da. Alexandru Silvian, frate, uite, ai 64 overall. E ok. Ești al doilea cel mai bun atacant al echipei. Alexandru Silvian. Uite, din nou, fost jucător la Barcelona. Adică continuăm cu jucătorii cu experiență foarte buni. Silvian. Bun. Alexandru Silvian este atacantul nostru de rezervă. Ne mai rămân jucători de 75. Uite, atacantul nostru are 75 overall. Deci dacă vreau să aleg un atacant, trebuie să fie top. Și după cum am zis, o să luăm pe cineva de pe Discord. Poate prinde niște minute. O să luăm pe cineva de pe Discord, băieți. De fapt, îi dau așa, îi dau... bam. Bun. Haideți să vedem. Mai e cineva aici pe Discord? Este G. Salut, mă auzi? Salut, te aud. Mie mi-apare numai G. Nu știu cum te cheamă, frate. Nu mi-apare tot numele. Ștefan mă cheamă. Ștefan? Bun. Deci, în momentul de față, avem destul de mulți jucători. Nu știu, urmărești live-ul, da? Ești pe live? Da, sunt pe live. Bun. Tu ce echipă, tu ce poziție ai vrea să joci? Central, gen central forward, CF-ul. Central forward, mamă, deja l-ai ochit pe ăla pe care l-aveam acolo, nu? Ai văzut poziția, ai zis că e a ta. Băi, frate, uite, deci am stat cu Alexandru ăsta, am stat mult cu el și nu i-am dat poziția. Adică trebuie să dovedești că meriți poziția aia de atacant central. Tu unde ai mai jucat? Am jucat în trecut la Borussia. Am jucat timp de 3 sezoane acolo. Am avut 70 de goluri într-un sezon. 70 de goluri într-un sezon? Da, 12 asisturi. Mamă. Băi, să știi că eu am o afinitate, mie îmi place Borussia și mai ales Leon FC este cumva înfrățită, că au aceleași culori, da. Galben și cu negru. Adică deja îmi place de tine, dar mai am... Cum ai dat astea? Cât ai zis că ai dat? 70 de goluri? Da, am jucat foarte multe pase și da, am fost titular. Și tu ai început, adică ai jucat la Academia lui Borussia și după aia ai devenit titular, nu? La ei, sau cum? Da, am jucat la juniori. Ai jucat la juniori, a? Băi, ai niște statistici foarte bune, dar nu știu, nu știu ce să zic, adică doar 3 sezoane, nu ai experiența aia. Acum ai, câți ai? 21, 23 de ani? Da, atât. Da, 23 ai, nu? Da. Bine, hai să-ți dau o situație, da? Să-ți dau o situație, da. să văd cum gândești. Deci... o situație de atacant. Fii antenă. E minutul 80 al meciului, da? Ai dat două goluri deja. E 2-2. Tu ai dat golurile echipei tale. Da. M-a scuzat, da? Bun. Obții un penalti. Da. Și ai șansa să faci hat-trick. Să dai tu golul din penalti. Dai și golul victoriei. Da. Doar că... În echipa ta, în meciul ăla, e meciul de retragere al capitanului echipei. Care, el a jucat toată viața la Borussia Dortmund, să zicem că ai jucat tu la, că erai la Borussia Dortmund. A jucat toată viața lui acolo, n-a dat niciun gol toată viața sa. Și dacă tu îi dai penaltiul ăsta, e șansa lui să dea gol, să dea și el un gol acolo, să nu plece, să nu se retragă fără niciun gol marcat. Ce alegi? Să dai tu gol din penalti, să-ți faci tu hat-trick-ul? Sau să ajuți legenda clubului să marcheze, să aibă și el un gol. Aș ajuta legenda, pentru că eu mai am
am foarte mult timp la club și el se retrage. Mai am mult timp să fac hat-trick-uri. Băi, un răspuns bun. Un răspuns frumos. Sincer, meriți locul ăsta în echipă. Puteai să zici că dai tu golul și îți faci tu hat-trick-ul, dar fotbalul e un sport de echipă, până la urmă. Asta contează cel mai mult. Și da. Felicitări, frate. Deci, cum ai zis că te cheamă Ștefan? Ștefan. Și o poreclă, să punem ca nume acolo. Nu știu exact, pune ceva random, n-am idee. Păi nu, zi tu ceva, ceva ce te reprezintă pe tine ca atacant. Ronaldo. De Ștefan Ronaldo, așa se cheme. Eu sunt. Bine, domnul Ronaldo, numai bine, să trăiți. Mulțumesc, salut. Bun, băieți, deci alegem următorul fotbalist al echipei noastre, Ștefan Ronaldo. Ștefan Ronaldo, care a dat un răspuns bun. Nu știu de voi, dar mie mi-a plăcut ce a zis. Voi ce părere aveți de ce a zis Ștefan Ronaldo? Te rog, bagă-mă și pe mine. Mai ai puțină răbdare, Alberto, că mai avem un loc de atacant în echipă și ăla poate să fie al tău. Haideți să-l băgăm până la urmă pe... E bine? E bine, uite, zice Răzvan Onofrei. Haideți să-l băgăm și pe Ștefan Ronaldo. Are și nume de atacant, vorba aia. Ia. Ștefan Ronaldo, 75 overall, e cel mai bun atacant al echipei noastre și pe bună dreptate, peste 70 de goluri într-un singur sezon la Borussia Dortmund, e ireal. Sunt statistici ireale. În 3 sezoane la Borussia Dortmund deja nu are cine știe ce experiență. Vedem, îl cheamă Ronaldo de argentinian. Nu știu cum vine asta. Problema lui, cine știe unde s-a născut. Așa. Bun. Haideți să continuăm să mai luăm pe cineva, să mai luăm pe cineva de pe chat sau de pe Discord. Ce ziceți? De pe chat sau de pe Discord? De pe chat. Ok, mai luăm pe cineva de pe chat. Băieți, dacă vreți să mai intrați și sunteți pe Discord, stați aici la tribună. Mai avem locuri. Dar mai luăm pe cineva de pe chat acum. Vreau să joc la echipa regelui. Băi, ai șans. Crețu Pavel Striker, ok. Sunt 55 de like-uri. La 60 alegem următorul fotbalist. Văd că ați ieșit, au ieșit persoane de pe live. Vă spun cei care ați rămas. Chiar dacă s-au ocupat locurile de striker, puteți să mai jucați mijlocaș. Sebi, ție-ți las postul de right back. Stă, te rog, vreau să am un antrenor ca tine. Alberto, o să fac tot posibilul să te antrenezi bine, dar până atunci trebuie să ajungi la echipă. Lucas, goalkeeper, fost jucător la CFR Cluj, m-a învățat Dan Petrescu tot ce știu. Ce zice aici Lucas, goalkeeper, zice bine. Dan Petrescu, adică are experiență. Dacă l-a antrenat Dan Petrescu, știe fotbal. 56 de like-uri, încă 4 like-uri și alegem următorul fotbalist, băieți. Pe mine mă cheamă Lucas. Și pe tine te cheamă Lucas, îl cheamă Lucas și pe încă un băiat de pe chat. 57 de like-uri, băieți. Încă 3 like-uri și alegem următorul fotbalist. Sebi, posibil să fii tu. Posibil să fii tu, că ai scris în continuu și meriți. Feneca Fox, mijlocaș, jucător de top la FCSB, eram antrenat de la Urechi Urechecamp. Ok, interesant. Mie mi-a apărut o eroare pe videoclip și n-am văzut din ce țară sunt. O să zicem la final, când mai arătăm o dată echipa. 57 de like-uri. A dat cineva dislike. Aolo. Băi, dați like înapoi. Erau 57. La cum spamează Sebi, are toate șansele. Sincer. Sebi e nebun. Pune să pui nume diferit, bă. Cum adică să pun nume diferit? A, să nu fie Lucas. Bine, o să-i pun Lucas Star, că am văzut că-l chema și Star. Eu te rog și te implor. Alberto, să se facă like-urile și alegem următorul fotbalist. Gigi, goalkeeper. Gigi Neamțu. Nu l-am mai văzut până acum și a făcut și el intrarea. Roman Iacob, goalkeeper. Fost portar la Galata și Juve. Am învățat de la Buffon. Eu vreau antrenor la Academie, domnul Leone. Se poate. Pentru tine, domnul Lexu, se aranjează. Vă fac antrenor secund.
cum e Marin Dună și Poenaru, cum era la voluntari. 57 de like-uri, încă 3 like-uri, băieți, și alegem următorul fotbalist. Te rog eu. Zice Alberto, mă roagă. Boss, vom vedea. Ești și tu, ești și Sebi care meritați. Încă 2 like-uri, 58 de like-uri, băieți. Încă 2 like-uri și alegem următorul fotbalist al echipei. Următorul fotbalist care poți fi chiar tu. Ia să vedem. 58 de like-uri în continuare. Ha, suntem 22 de persoane pe live. Suntem 22 de persoane. Din astea 22, sigur cineva n-a dat like. Costi left back. Sebi right back. Sebi right back-ul trebuie să fie al tău. Eu am fost. Tu ai fost, Amir, tu ai fost. Am reușit să marchez 30 de goluri și 40 de pase. FC Lupi fotbaliști a dat o grămadă de goluri. Hello bro, did you know that? Hello bro, hello, hello. Încă 2 like-uri, băieți. Luca CB, te rog. Foarte mulți Luca și Lucas sunt aici pe live. Mulțumesc, colegul, ne vedem mâine la baza sportivă. Te aștept aici, te aștept aici că facem selecția pentru lotul din sezonul curent. 60 de like-uri, bun, top. S-a făcut 60 de like-uri, băieți. Dăm și noi drumul aici la scenă pentru că este momentul să alegem următorul fotbalist de la Leon FC. Și trebuie să fie un fotbalist bun. Nicolas, 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 Nicolas. Sebi right back. Eu te rog, striker. Mai e un loc pentru tine, Alberto Striker. Lucas, goalkeeper, fost jucător la CFR Cluj. M-a învățat Dan Petrescu tot ce știu. Hai, copy-paste-ul ăla nebun. Ce caterincă că e copy-paste în continuu. Joshua Striker. Joshua, ești nebun. My man, hello man. Pentru FCSB și după m-am retras la Inter Milano unde am dat 50 de... O, se numele este Feneca Fox. Ok, n-am putut să citesc acolo ce-i scris Feneca Fox, dar vedem. Ce m-aș face fără copy-paste, sincer? Scrieți în chat acolo. Sebi Râvă, uite, zice și Lucas. Ia uite Sebi. Sebi Ro, te ajută Lucas. Scrie și el Sebi Râvă. Uite, acum să scrie toată lumea Sebi Râvă, să îl aleg fix pe Sebi. Scrie în continuare Sebi că mă pregătesc acum. Câți jucători mai ai? Mai avem, sincer, cred că mai avem vreo 15 cel puțin. Leone, Leone. Dar degeaba mă strigi dacă nu pui poziția și numele tău. Ok. Stai să mai verific o dată dacă se vede. Da, se vede. Perfect. Bun, scrieți acolo, băieți. So crazy, Joshua. So crazy, man. Ok, băieți. Ne pregătim să alegem următorul fotbalist care va fi în echipa Leon FC. Șansă să joace pentru probabil cea mai bună echipă din Superliga României, echipa care va lua campionatul, care va fi în Conference League, în Europa League și așa mai departe. Nu uitați, tot ce aveți de făcut ca să intrați în echipa asta, numele și poziția, eu mă întorc cu spatele ca să nu am aleg vreun preferat. O să dăm și așa cu mouse-ul și numărăm. Numărătoarea e inversă, cum v-am învățat. 5, 4, 3, 2, 1 și tu. Este Joshua. Fix sub Joshua era Sebi, a doua șansă a lui Sebi să intre în echipă. Sebi, șansele tale încă rămân, n-am ales un alt right back, dar Joshua, trebuie să vorbim un pic cu Joshua. Trebuie să vorbim un pic cu Joshua, stafful la final, da? Stafful se știe că se bagă imediat. A treia oară când e cineva peste mine. Ce e, bossule? Ia să zicem, Joshua, ai Discord? Mamă, deci toată lumea din chat ține cu Sebi să fie ales. Am Discord. Intră pe Discord și avem un interviu, frate. Intră pe Discord, ai aici link. Ai aici link, intră pe Discord și facem un mini interviu.
Amir, n-am microfon. Sper să nu aveți probleme cu FCSB, nu, o să-i batem. Bă, Luca, dacă vrei CB de rezervă. Băi, Luca. A, nu, nu Luca, pardon. Sebi, continuă să scrii, frate, pentru că o să te alegem. O să te alegem până la final, 100% te aleg, bro. Mai ales. Pe tine te aleg, 100%. Joshua, dacă vrei să intri, intri pe Discord aici. Te așteptă. Intri în tribună. Nu știu dacă se vede ce fac eu acum. Se vede? Da, se vede. Mă dor de ștele, ok. Deci intri aici pe tribună și după aia te trag eu să avem interviu. Eu sunt Andrei Infinit. Ah, ok. Cum să iei bani? N-aveai cum, bro, să iei bani pe Discord. Dar îl facem aici, Andrei. Ok. Bun. A intrat. Are poză cu Messi, nebunul. Salut, Joshua. Salut, salut. Bun, deci văd că ai poză cu Messi, nu? E idolul tău. Nu, eu țin cu Ronaldo. Tu ții cu Ronaldo și ți-ai pus poză cu Messi? Păi ce asta? Ești cam trădător, a? Da, da, e un mim, de fapt. Știu că e un mim, că e poza asta de la interviu. Da, da, da. Deci bun, Joshua, mai e un loc de atacant în echipă. Tu atacant vrei să joci 100%? 100%, păi ce locuri mai sunt? Păi uite, hai ca să mă uit la echipă să zic că... Deci mai avem așa, mai avem mult... N-avem niciun mijlocaș. N-avem niciun mijlocaș central. Ok. Mai avem portar, n-avem portar. Mai avem de rezervă left back, right back. Și... Mai avem jucători de bandă, dar în general mijlocaș și de asta, deci de la mijlocaș în sus. Adică ultim, mai avem doar o poziție de atacant central, dar ideea e tu unde ai mai jucat? Eu am experiență multă, eu, după cum zice și numele meu, am jucat la Dinamo. Ai jucat la Dinamo? Da, 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 toată cariera mea e bazată pe asta, eu sunt dinamovis de mic, gen, da? Și... Deci ai plecat de la Academia lui Dinamo și... Nu știu dacă știi la mine, dar eu sunt stelist, eu țin cu FCSB. Da, știu, dar na... Acum eu nu o să am, nu o să zic, da. Bă, frate, ești dinamovist, aia nu joci. Da. Oricum, dacă tu vrei să fii atacantă, să fii rezervă, deci de-aia zic. Te-ai gândit ce poziție vrei să joci? Mijlocaș. Mijlocaș? Ofensiv, mijlocaș. Defensiv, central? Central. Ce? Adică am loc ofensiv. Păi stai, ofensiv sau central? Că n-am auzit. Central. Central, bun. Deci CM, da? Deci tu ai jucat toată cariera ta la Dinamo. Da, da, da. Cât înseamnă asta? Câți ani ai acum? Câți ani am? Păi am... Dacă o luăm așa, am vreo câțiva ani, adică am... Ai 36 de ani. Am 26, am vocea mai așa că... Ai 26. Da, se 26, simt, păi nu, exact, din voce se simte că ai 26 de ani, crede-mă. Da, da, mă doare puțin gâtul, genul. Da, păi te mai doare, te mai aia, da, nu e problemă. Deci ai 26 de ani. Fii atenă, 26. Tu ești bine, te apropii de prime-ul tău, să zicem, adică nu ești. Da, da, da. Deci ai jucat toată cariera la Dinamo. Mm. Da, da. Ia, mai zi-mi așa despre tine, nu știu, cum ești pe teren, ești mai agresiv? Eu sunt mai, da, păi eu la început am fost fundaș central și dai seama că acum mai am sechel de alea, știi? Na, să intru tare, să... Mm-hmm. Deci tu ai fost fundaș central, ai ajuns atacant și acum vrei să joci mijlocaș la Leon FC. Păi da, la Leon FC e clubul meu de când eram mic, e visul meu. Mm-hmm. De când eram mic visam, era Dinamo și Leon FC visul meu. Deci doar... Că am, zi, scuze. Acum că am oportunitatea asta mare, să zic așa, să joc la un club cum este Leon FC și că mi-am dorit, aș vrea să joc la Leon FC. Deci de mic copil ăsta a fost visul tău, nu Dinamo, Leon FC, nu? Ambele mai mult. Adică dacă ai fi să alegi, trebuie să alegi. Contează. Dinamo, aleg Dinamo, dar... Păi atunci te dau afară. Nu. Deci tu alegi din... Hai că da, bine. Aleg Dinamo, dar știi de ce? Păi eu mergeam la meciuri, deci eu eram atât de fan de Leone, eu mergeam la meciuri la Dinamo și mă uitam pe flashcore la Leone, adică... Urmăreai. Da, da, eram... Ok. Și la canalul Leone, de cât timp ești abonat?
La Canal Leon am 2 ani. 2 ani? O, oh, e ceva, e ceva. Păi eu fac cam, merg spre 3 ani. Merg spre 3 ani. Da, nu știu exact dacă 2 ani, dar știu că... Adică, te am de mult. De când ai creat clubul. Stai că m-a întrebat Daniel aici. Bun. Băi, ideea e că eu te respect. E ceva să joci toată viața la o echipă, dar tu ești fan Ronaldo și ai poză cu Messi. Eu nu pot să trec peste chestia asta. Bossule, dacă vrei, mi-o schimb acum, l-am... Nu, adică... Deci... Nu, hai, las-o așa. Bun, hai să spun o întrebare. Deci fii antena, da? Bun. Deci tu ai zis că ești un jucător agresiv, că ai fost fundaș central. Așa ai început, da, ca da. Fundaș central. Așa am început. O să spun o întrebare de mijlocaș. Fii antena. Ma... Lovitură liberă, da? Da. Că tot să bat loviturile libere, că așa te-am văzut pe tine. Te-am văzut mai tehnic, mai bun. Da, mulțumesc. Lovitură liberă, suntem în minutul 90. E ultima fază, asta e ultima fază, lovitura liberă. Da, da. 0 la 0, meci, da, de da. Campionat. Jucăm Leon FC cu Dinamo. Da. Adică știi cum e, să iubești două da, femei, da. Să nu știi pe care o vrei. Da, adevărat. Bun, e lovitură liberă. Tu execuți, da? Ideea execuți. E, bas cam de la... 20 de metri, e o distanță micuță. E o distanță da. La, de la care poți să încerci poarta. Ideea e, da. Tu ce faci? Mergi spre glorie, să dai tu golul ăla, să dai golul ăla frumos din lovitură liberă, vincul ăla așa perfect, sau o joci la pas? Bă, acum sincer, Dinamo știi cum e. E clubul meu preferat, dar... Trebuie să fim profesioniști și indiferent de trebuie să jucăm, trebuie să dăm totul pentru club. Așa că dacă dau pase, mi se pare că, nu știu, dacă dau pase, parcă am pierdut o fază. Parcă e ca și cum am ratat o fază în fața porții, așa că dau mitul, dau șut. Bine mă, frate. Bravo! Un răspuns foarte bun, domnul Joshua. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Joshua, bine ați venit la Leon FC. Salariu, să vă dăm cam o ladă de bere pe lună, e ok? Aia, e bine, e acceptabil. De bere fără alcool, Dinamo... că așa. Da. Bun, da, e Dinamo perfect. Deci domnul Joshua, cum vă trec aici la echipă? Joshua și mai cum, sau cum o facem? Joshua așa. Păi dacă vreți, eu pe tricou, de când m-am apucat de fotbal am Joshua, deci nu vreau prenumele. Puteți să treceți ca al doilea nume Gabriel. Gabriel Joshua, bine. Mult respect și cum e. Forța Steaua. Ne auzim. Ne vedem la antrenamente. Pa, pa. Mulțumesc, la revedere. La antrenament. Ia uite că a intrat și Sebi Ro, numai că el nu are microfon. Stai așa. Să vedem aici ce mai facem. Bun, deci domnul Joshua o să intre center mid. A zis bine domnul Joshua, chiar a zis o chestie foarte frumoasă și o să-l băgăm la echipă titular mijlocaș. A decis să nu mai fie atacant, poziția pe care juca el în mod obișnuit și drept urmare o să-l facem mijlocaș central. Domnul Gabriel parcă a zis, îmi pare rău, chiar am uitat. O să-l punem Gabriel, sper să fie numele lui, oricum Joshua am reținut. Joshua, sper că nu i-am greșit numele, Joshua. Așadar, avem primul mijlocaș. Ne mai trebuie un right back, care probabil o să fie Sebi, o să luăm aici în chat. Portar, deci dacă sunteți portar și vreți să fiți la echipă, neapărat scrieți acolo în chat. Și văd că ne mai trebuie un fundaș central. Aparent formația asta a jucat cu foarte mulți fundași centrali. Deci o să mai luăm și un fundaș central și un mijlocaș. Atacul, asta e tripleta. Mai avem încă un post de atacant pe bancă. Mai avem un right mid. Și center mid. În fine, mai avem foarte multe poziții, băieți. Asta e ideea. Deci în continuare, dacă vreți să intrați în echipă, Sebi, ți-am răspuns, dar nu vreau să zic tare, că așa.
Bun, deci dacă vreți să fiți titular la echipă, scrieți acolo. Oviță portar, frate. Păi nu-l văd în chat. Nu-l văd în chat, trebuie să fie aici. Trebuie să fie aici cu noi. 65 de like-uri, băieți, la 70 de like-uri alegem următorul fotbalist. Să ne apropiem și noi de alea 100 de like-uri. Ăsta e... Deci pe live-ul ăsta ta vreau și eu 100 de like-uri. Cu 100 de oameni pe live, n-am cum să strâng momentan. Dar 100 de like-uri, cred eu că e realizabil. Și în momentul ăsta avem nevoie de 70. Sunt 66 acum de like-uri. Lucas, goalkeeper, fost jucător la CFR Cluj. M-am învățat pe Dan Petrescu tot ce știu. Asta știm și noi. 22 de ani și am jucat la toate categoriile de vârstă la națională și aștept debutul la națională mare. Ok, ok. Ce zice aici Lucas Star? Zice bine. Sebi scrie când e secunda 4. Mamă, da, Amir dă de-astea. Bun. 67 de like-uri, încă 3 like-uri, băieți. Încă 3 like-uri și îl alegem probabil pe Sebi sau pe unul dintre voi. Dar văd că am luptat cu Sebi, că foarte multă lume ține acum cu el, mai ales jucătorii care au fost deja aleși. Bro, îmi poți da numărul 7, te rog? TikTok, nu știu cine ești TikTok. Dacă îmi zici numele, nu știu dacă te-am ales încă. Sebi, Sebi. Deci cine vrea pe Sebi să scrie Sebi în chat. Sper că nu ai probleme cu FCSB, dar țin că echipa ta va da gol de 3-2 în minutul 89. Așa sper și eu. Leon FC trece peste orice. Nu mai îmi pasă nici de FCSB, nici de nimeni. Sebi RB. Ia uite ce scrie aici lumea pentru Sebi. Ce scrie lumea pentru Sebi. Încă 2 like-uri, băieți. Și probabil îl alegem pe Sebi dacă îl vreți. Îl alegem pe Sebi. Dacă vrea toată lumea, îl alegem pe Sebi. Dar haideți să vedem. 68 de like-uri, încă 2 like-uri. 69, ok, încă un like, băieți, și să vedem pe cine alegem, da? Încă un like să se facă acolo. Dați la mama voastră, la tatăl vostru, la bunica, la ung, la toată lumea, ca să alegem pe cineva. Leon FC, prima spre victorie. Number one, întotdeauna, întotdeauna. O să vedeți că seria asta de live-uri o să vă placă, pentru că chiar dacă nu sunteți aleși, și azi o să mai facem. Băieții care a fost prima oară când am făcut live-ul ăsta știu foarte bine. 70 de like-uri, bun. 70 de like-uri, e momentul să schimbăm chestiunea. Dăm și noi drumul la display. Dăm drumul aici frumos. Deci toată lumea care vrea pe Sebi să scrie aici în chat și o să îl alegem pe Sebi dacă este el. Dacă nu, uite, pe Star l-aș mai vrea goalkeeper. Regele Leone, te pup. Bun. Vedem aici, toată lumea îl vrea pe Sebi, mai sunt, uite, mai e Iacob, 7. Ia să vedem, cine mai vrea aici? Lucas, goalkeeper, Răzvan, center back. Ăștia mai suntem, fraților, chiar așa? Nu mai vrea nimeni să fie în echipă? Bună, Andreea Georgescu. Pune Luca CB. Sebi, Lupu CM. Costi CM. Bun, băieți. E momentul să alegem fotbalistul. Ne întoarcem cu spatele. Începe numărătoarea inversă. Să vedem dacă îl alegem pe Sebi sau pe altcineva. Dacă nu îl alegem pe Sebi, ar fi cel mai mare ghinion pentru el în acest moment. Tot chat-ul aproape îl vrea pe Sebi. Toți cei, majoritatea jucătorilor, bai, nu contează că te pune în echipă, că Leone joacă. Nu știu la ce te referi, Amir. În fine. Deci cine vrea pe Sebi să scrie în chat acolo, cei care au fost aleși sau pur și simplu cei care vreau pe el și nu se vor pe ei. Haideți să ne întoarcem cu asta. Uite, a apărut și Mihai Striker. S-a băgat și el aici. Ok. 5 4 3 2 1 și din nou, deci efectiv nu am făcut nimic, băieți. Nu este truc. Sebi, îmi pare rău, rămâi aici că să te alegem la un moment dat, dar nu e momentul tău. E bine că nu ți ocupă nimeni poziția de right back. Dar norocul lui Luca Star, care nu știu dacă e pe Discord. Să-mi zic că Lucas este portarul nostru, ceea ce e bine că ne-am ales portarul. Aveam nevoie de portar. Dar e foarte ciudat că e fix între doi de Sebi, efectiv.
Nu ești pe Discord? Ok, bro. Dar este bine, dar mai are șanse Sebi. 100% mai are șanse Sebi. 100% mai are șanse Sebi. Pur și simplu așa s-a nimerit. Mijlocaș central rezervă vreau și eu. Am jucat 14 ani la Nămoloasa. Hai că vedem. Hai că vedem, Lexele. Mai spre final. Mai spre final. Să vedem ce se alege. Ok. Deci portarul cu Leon FC 100% voie debuta la națională. Star Ninja, nu mai am nevoie de nimic de la tine, bro. Ai scris tot ce trebuie. Fost jucător la CFR Cluj. Te-a antrenat Dan Petrescu. Ai fost la națională. Nu mai am. N-am ce să cer mai mult de la tine. Te bag direct titular aici. Te bag direct titular. Sebi, nu ieși, bro, de pe live pentru că 100% să intri, dar pur și simplu chiar ai avut ghinion. Deci Lucas Star să fie. Lucas Star este portarul nostru. O poziție foarte importantă în echipă. Extrem de importantă. Și 68 overall este bine. Să sperăm că să debutezi la echipa națională în locul lui Moldovan. Iar acum e momentul să mai alegem pe cineva. Și sunt curios dacă mai e cineva care vrea să fie ales de pe Discord. Dacă mai e cineva în Discord. În continuare, băieți, dacă Costi CM, am la mingea, dau la poartă. Bună asta. Bună, vorba alu Hagi. Sebi RB. Îți mulțumesc, domnul Leone, pentru această oportunitate. Să trăiți, domnul Joshua, la antrenamente cât mai devreme. Sebi RB, Sebi. Bun, haideți să-l alegem pe Sebi, că nu vreau să, la final, să nu uiți de mine, frate. Nu uiți, bro. Bun, haide că-l alegem pe Sebi, nu-l mai lăsăm să fiarbă, că săracul, eu pe Discord. Aș vrea să solicitez un antrenor de portari. Vom vorbi cu cel mai bun antrenor de portari, o să luăm pe Lobons, îl punem antrenor. Sebi for the win. Mă pui la România. Deocamdată pot să te pun la Leon FC. La România, vedem. Bun, Sebi, văd că ai intrat și tu aici pe Discord. Tu poți să vorbești pe chat, Sebi? Știu că n-ai microfon, dar gen dacă ai telefon, tot poți să vorbești gen. Pe chat, da. Bun, hai că vorbim aici pe chat. Sebi, asta e bine și rezervă. Păi nu, nu-l bag rezervă, îl bag titular pe Sebi că totuși merită și el. Ziceți, îl vreți și voi până la urmă pe Sebi. Dar nu uitați să apăsați pe like, că s-au transformat 69 de like-uri. A dat cineva dislike, s-a supărat că nu l-am ales pe Sebi. Dă și mie numărul 7, sunt Ștefan Ronaldo. Ah, ok, bine Ștefan Ronaldo, îți bag numărul 7. Pe chat, pe dis. Vreau un antrenor bun pentru striker ca să pot în ceva timp să ocup poziția de titular. O să băgăm antrenor bun și pentru striker, pentru toți atacanții echipei. Pe chat aici, pe live, bro. Deci, Sebi, dacă tu vrei să fii fundaj dreapta, îți mai pun o... De fapt, nu. Să spună chat o întrebare. Să spună chat o întrebare și aleg eu întrebarea. Ronaldo, în momentul ăsta îți dau nouă, ca să știi, ca idee. Până îi spune lumea întrebarea lui... Până îi pune lumea întrebarea lui Ronaldo. Sunt pe live de la început. Deci o întrebare pentru Sebi, pentru fratele vostru pe care îl susțineți atât de mult de pe chat. Între timp s-au refăcut 70 like-uri. Respect plus pentru voi toți. Dacă te întâlnești, de exemplu, cu Coman, ce faci? Sunt pe live de la început. Respect, Roman. Respect dacă ești pe live de la început, 100%. 100% o să intri în echipă. Idolul tău e Cornel Râpă? Ești într-un duel cu Vinicius, cum îl iei, cum iei mingea? Cum îl cheamă pe Kivu? Ce întrebări. A ieșit portarul din poartă, ce faci dacă... Ce faci, dai scăriță și sau driblezi portarul? E bună întrebarea asta, Joshua, dar e mai mult de atacantile, right back. E cam complicat să pui întrebări de right back. Funda și dreapta mai mult... Nu știu ce să zic. Leo, s-a început de mult? Că eu acum am primit prima dată notificarea. What the fuck, de bea acum ai primit notificarea? Nu s-a început de mult, încă mai ai loc dacă vrei să intri în echipă. Cum scoți mingea din corner? Cum te apeli la un corner? Ce răbână a luat galben vreodată?
Bun, hai să punem o întrebare, să punem ce faci când ai mingea și ești la 40 de metri? Pasezi sau înaintezi și șutezi? Îmi place foarte mult întrebarea asta lui Costi, care vrea să fie mijlocaș la echipă. Am reținut lucrul ăsta. Deci, Sebi, întrebare scurtă pentru tine. Ce faci când ai mingea și ești la 40 de metri? Pasezi sau înaintezi și șutezi? Mihai Striker, te văd acolo, te văd. Răzvan CB, am jucat la Man United, sunt fundaș și am dat 7 goluri în fiecare sezon. Dădeam golurile cele mai importante la echipa în victorie cu City. Răzvan, zici bine și cred că te iau de pe Discord. Pasez. Ce ziceți, băieți? Răspuns bun al lui Sebi? La 40 de metri de poartă el pasează. Mi se pare un răspuns bun. Hai să zicem. Îl luăm pe Sebi, dar nu, ziceți băieți. 26 de persoane. Cine a intrat pe live și n-a dat like, să dea. Vreau eu, mă cheamă Mihai. Ia să vedem, 11, 13 voturi pentru dat, da. Sebi, în sfârșit, bine ai venit la echipă. Bine ai venit, Sebi. A durat ceva, dar știi cum e, răbdarea e o virtute. Prima oară ai avut ghinion. Poate că am fost eu puțin prea dificil, dar uite că acum lumea te apreciază și eu mă bucur de asta. Dacă nu l-alegeai acum, Leone presimțea. Ok. Bă, îți dau like dacă mă sali. Salut, Călin Andrei. Gata, acum trebuie să dai like. Rămân repetent la geografie, dar măcar sunt Leone FC. Bro, ai grijă cu geografia, că e mai importantă. E mai importantă. De fapt, nimic nu e mai important decât Leon FC, băieți. Ce naiba? Deci, ai și overall-ul mare, Sebi. Cum să punem? Sebi, cum vrei să te punem la echipă? Sebi, hai să punem Sebi, Sebi. Sebi, cel mai decent. Sebi. Sebi, bine ai venit la echipă, fundaș dreapta, toată lumea te-a vrut la echipa asta și pe merit, până la urmă, ți-ai făcut apariția. Sunt pe live de la început, Iacob CAM. Iacob, te văd acolo. Te văd și uite cum facem. La 73 de like-uri, la 75 de like-uri alegem următorul fotbalist. Mai e cineva aici în Discord? Nu mai e nimeni, dar... Era cineva, Răzvan. A, uite, mamă, verde oră, aștept să fiu în echipă. Mamă, cum ai luat bani, Andrei? Ia, stați așa, că să facem, o să facem o chestie. Ce de me cu experiență eu, frate. Da, Alexule, vedem. 75 de like-uri s-au făcut. Andrei, dacă te uiți la live-ul ăsta, te văd în Discord aici. Îmi pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. O să mă uit, nu știu de ce nu apari. Uite cum facem, Andrei. O să luăm pe cineva acum și după aia intru Discord cu tine. Deci, s-au făcut 75 de like-uri, 27 de persoane pe live. Domnul antrenor, vă promit că dau goluri. Asta aștept de la tine, Daniele, că de-aia te-am luat pe Discord. Luăm pe cineva de pe chat. A venit beat la antrenament, Andrei. Băi, dar de ce nu apare? Că nu înțeleg. Gen, i-a dat cineva ban. Dar n-a zis ceva urât. Mihai ST. Câte sezoane simulezi? Probabil că vom simula doar un sezon, dar ca overall stăm bine. Mr. Leone, o să dau multe asisturi, de-abia aștept de la tine. Da, i-a dat bani cineva. Doamne, cine i-a dat mă bani, frate? Că el n-a vorbit niciodată urât, pe bune. Dacă a zis ceva. În fine. Ia să vedem, am mai ceva? Mă uit pe live, ok. Bine, bro, hai că alegem pe cineva acum. Și... Bun. Alegem pe cineva de aici. Așa că... Dați drumul la scris, băieți. Dați drumul la butoane aici. Băgați.
băgați aici. Îl văd pe Răzvan, îl văd pe Mihai Striker. Eu intru imediat pe Discord. Ratoni, poți să scrii și aici în chat, bro. Eu Darius Striker. Păi Joshua, tu mai vrei o dată? Că nu înțeleg. Răzvan CB, am jucat la Manchester United, sunt fundaș. Răzvan zice bine de tot. Acum nu-i prin chat-ul de numele meu. Păi, știi cum e, Sebi? Acum nu mai e chat-ul cum era. Dacă nu mai comentezi tu, comentează și tu. Alege pe cineva din chat, Sebi, și comentează și tu. Lexu CM, tata-i Băurceanu. Lex, e ce mai Caterinca să mor. Leon, ca salariu, eu vreau jumătate de ladă de bere fără alcool, ce zici? Îți dau un sfert, jumătate e cam mult. Eu te rog, right winger. Scrie acolo, bro. Dați copy-paste ca să scrieți mai repede, că dacă stați așa durează mai mult. Ia să vedem. Continuare 75 de like-uri, 25 de persoane. Albre, să te rog, Albre, Răzvan CB, Iacob CAM. Ok. Deci, cei care au fost aleși și vor să ajute pe cineva, alegeți pe cineva din comentarii și scrieți numele ca să-i dați și voi șanse în plus. Sau puneți-vă voi, cei care vreți să fiți în echipă, puneți-vă prietenii să intre pe live aici să vă scrie numele ca să aveți șansă să intrați. Eu mă duc, beau un pic de apă, voi continua să scrieți și revenim. Ia uite, Sebi l-a ales pe Iacob. Iacob, Călin, Iacob, Răzvan CB, Mihai Striker, Nico Cam, Iacob. Ia uite, multă lume vrea pe Iacob, dintre cei pe care i-am ales deja. Așa că Iacob are o șansă în plus. Voi restul, ce faceți? Puneți-vă prietenii să intre aici, să vă scrie numele. Cum vreți să jucați la echipă? Aveți și voi nevoie de suport. Îl sun imediat pe Messi să-mi scrie numele aici. Ce nebun. Bun. Haideți că mă întorc, băieți. Mă întorc. Scrieți în comentarii acolo și să alegem pe cineva, da? Vedeți astea. Degetele astea 5. Bun. Ei dorm? Cum să doarmă, frate? Ei dorm acum toți prietene. Cum bă să doarmă? E ora 8. Cine se culcă la ora 8? Ați nebunit? Dacă făceam la el la 12 mai înțelegeam. Iacob, uite, toată lumea vrea pe Iacob. Haide să vedem dacă pică Iacob. Nici nu mai văd pe Iacob să scrie chiar el numele lui. Îl lasă pe ceilalți. Și-a făcut armată, efectiv. Ia să vedem. Iacob. Poate ieși și de pe live, Iacob. Ce Caterinca ar fi, ok. Darius Striker, Iacob, Călin, Albert, Darius Striker. Bun, hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1... Și... stați așa, bun, așa, și... pe tine. Cred că pe Iacob, nu? Ah, nu s-a apăsat, mai fac o dată, nu știu, nu s-a apăsat. Hai, 5, 4, 3, 2, 1 și... tu. Mihai Striker este cel ales, ultimul atacant al echipei. Davies, văd că a scris aici. Davies, Mihai Striker. Ok. Ești pe live, bro? Ești aici pe live, Mihai Striker? Adică Mihai Striker original, că nu știu, poate a scris cineva în locul lui. Mihai Striker original. Călin, salut. Salut, Aim Kings. Eu, Kid Glock HL. Tu ești Mihai Striker? Kid Glock e Mihai, ok. Ai Discord, frate? Aim Kings, dacă vrei să fii în joc, trebuie să scrii aici în chat numele și poziția. Kid Glock, da, ok. Păi intră pe Discord, zi-mi cum te cheamă pe Discord.
E ultimul post de atacant, e foarte important. Intră repede pe Discord, pe server, ai link aici în chat. A intrat, bro? Sunt Iacob. Sunt live de la început, sunt Iacob, dar nu mă supăr. Respect, frate. Respect, frate. De câți jucători mai e nevoie? Mai avem ceva. Deci mai avem nevoie de 1, 2. Nu, stai. 1. Bun, hai că până intră pe Discord fratele nostru. Deci pe cine am ales acum? Pe Mihai Striker. Mihai Striker să intre aici pe Discord și să stea în chat-ul ăsta în tribună și imediat să-l iau eu la interviu. Deci dacă vezi asta, Mihai Striker, să intre aici pe tribună. Salut Sing by Dave. Vă salutăm și pe el acolo pe Discord. Perfect. Până în alta, haideți să zicem exact de câți jucători mai avem nevoie la echipă. Deci portarul, îl știți foarte bine, l-am ales. Sebi l-am ales și pe el. Darius a fost de la început, la fel ca și Mădălin. Lucas și el tot de la început. Acest ultim center back mai e de ales. Ronaldo, Joshua, Secretosul și Amir au fost aleși. Portarul de rezervă mai trebuie. Mijlocaș de rezervă, left back de rezervă, right back de rezervă, CDM de rezervă, center mid de rezervă, CAM de rezervă, right mid de rezervă, atacantul ăsta și încă doi jucători. Deci mai avem ceva, mai avem destul de mulți jucători de aleși. Ia să vedem, a intrat pe Discord. Uite, l-avem aici pe Lucid. Haideți să schimbăm asta și să avem interviul cu el. Să avem interviul cu potențial ultimul atacant pe care l-avem aici la echipă. Te salut. Am intrat? Conectare. Nu mi se încarcă mie, am rămas fără net. Nici o rută. N-am microfon, man. Nu merge deloc microfonul? Trebuie să zici de la început că n-ai microfon, boss. Ok. Dacă domnul Mihai Striker n-are microfon, nu e full, bro. Nu e full deja. Mihai. Pardon, Andrei, că m-am zăpăcit. Bun, dacă nu-ți merge microfonul, nu e problemă. O să te alegem chiar și așa. Atacantul de rezervă al echipei Mihai Striker. Și imediat o să-l sunăm și pe Andrei pe Discord să vedem dacă vrea să joace la pe ce poziție și așa mai departe. Deci Mihai este ultimul atacant al echipei, este și un jucător de culoare din Guinea și este bine că avem diversitate la noi la club aici. Mihai Striker, felicitări, frate. Bun, acum că tot am intrat pe Discord. Nu ai microfon, Andrei. Hai, de ce n-ai zis, bro? De ce n-ai zis, bro, că n-ai microfon? Dar nu înțeleg, gen, nu aveți telefon? Ai zis, îmi pare rău. Dar, gen, n-ai telefon, că pe telefon poți să intri și vorbești de pe telefon, efectiv. Nu trebuie să ai microfon neapărat. În fine. Salut, jokerul Notini. Stai că mi s-a zăpăcit tot asta. Ok. Unde naiba mai schimb și eu?
Deci Andrei, dacă vrei, dacă vrei dau un interviu aici. Pe chat. Haideți că îi dăm așa lui Andrei, îi dăm șansa la un interviu pe chat. Pentru că așa lua bani și nu și-a luat pe drept. Sunt pe live de la început. Roman, te știu foarte bine. Eu sunt tot rezervă de striker nou. Da, dar tu ești rezerva mai cu overall mai mare, ai șansa mai mare să joci. 78 de like-uri, băieți, ne apropiem de 100. Încă două până la 80. Manu, eu trebuie să dau și eu ceva interviu sau? Bro, te-am luat direct că nu mai... Dacă n-ai, te-ai jucat FC Mobile anul ăsta? Da, m-am jucat cu Cristi un pic. Bun, deci haide să-l întrebăm ceva, ce poziție a mai rămas. Portar, center mid. Andrei, hai că te iau la final. Te iau la final, îți las un loc liber ca să putem să alegem alte persoane, că e greu să scrii tu aici în chat, dacă nu poți scrii nici pe YouTube. Deci te iau, dar stai liniștit. Ok. Bun. Haideți să mai... Cum facem? Mai luăm pe cineva de pe Discord? Cine e atacantul titular? Atacantul titular este Ronaldo, fost jucător la Real Madrid, Ștefan Ronaldo. Din chat să câștige Iacob. Ok, hai că merită și Iacob, nu? 80 de like-uri. Bun, la 80 de like-uri, dacă am făcut 80 de like-uri, alegem tată. Și hai să vedem dacă pică Iacob. Ratoni, ți-am zis, îți scrii nume, scrii tu Ratoni și poziție. Hai să vedem, băieți. Deci dacă îl vreți pe Iacob, scrieți acolo în chat. Uite, a mai venit un right back, ești nebun? Andrei right back. Ok, Matei left winger, Iacob CM, merita Iacob. Stai așa să vedem. Stai așa că e cel mai probabil, dacă sunt pe live de la început, Iacob CM. Chiar merită Iacob, e pe live de la început, sigur a dat și like. David și Miș Locaș. Bun, scrieți acolo că imediat alegem. Bun, lăsăm așa, să curgă un pic, îl vedem pe Iacob ca lume. David, poziție mijlocaș, mai e și David care luptă pentru post, mai e și Costi, dar Iacob e cel mai mult în chat. Deci el are cea mai mare familie are Iacob. Eu joc la echipă de Liga 3 Junior, felicitări jocărul. Zici numele și poziția dacă vrei. Tudor David, right winger. Ia uite, Aim Kings merge pe Tudor David. Iacob CM. Nu uitați, băieți, vorbiți cu prietenii voștri, ziceți-le că sunteți aici aproape să intrați la Leon FC, să vă scrie în chat. Eu vă rog, te rog. Ok. Hai să vedem. Îl luăm pe Iacob sau nu? FC Craiova și FC Voluntari. Hai să vedem. 5 4 3 2 1 și Iacob. Sebi, fix când nu mai era vorba de tine, fix atunci ai picat, dar a picat Iacob, era numai Iacob aici, adică efectiv nu avea cineva, doar Costi. Costi, nu te supăra, în continuare ai șansă. Iacob CM sau CAM. Iacob, nu cred că ai Discord, dacă țin eu minte bine. Am ales pe Iacob, băieți. Nu știu dacă ai Discord, dacă n-ai Discord, ia să vedem, mai ești aici pe live? Iacob CM, ia zi Iacob, ai Discord? Poate are. Eu sunt Ionuț, poziție striker. Poți să intru pe Discord. Mie nu merge Discord. Nu am Discord? Ok, nu e nicio problemă. Deci, pentru Iacob, care este mijlocaș central, hai să ne gândim la o întrebare, băieți, pentru Iacob. Leo, avem goalkeeper? Da, îl avem pe Star în poartă.
Nu am Discord, nu e problemă. Nu e problemă, Iacob. Ok, pentru Iacob. Mai ales cei care l-ați și vrut la echipă. Trebuie acum să-l întrebăm, să-l luăm la întrebări, să vedem dacă merită. 83 de like-uri, hai cu 85 de like-uri, băieți. Eu sunt Lex, sub poziție și băi, mor cu Lex, mă, mor, e prea bun. Prea bun. Dau interviu. Păi da, acum dai interviu. Ideea e că trebuie să găsim o întrebare. Pot eu pe fundaș central? Hai să vedem, frate. Hai să vedem că oricum mai e un fundaș central rămas. O întrebare aici pentru Iacob CM. E CM sau CM? Nu știu, el a zis CM. Zicem pentru CM. Cabral miraculosul CB. Matei LV l-a driblat pe Ramos. Poți ORB? Hai să vedem, frate. Hai să vedem. Întâi să... Bă, te rog frumos, David, poziție mijlocaș. David, imediat, frate. Imediat. Să se facă 85 de like-uri și alegem următorul. Întrebare, cât e ceasul? La mine e 8 și 2 minute. Bun, Iacob, hai că spun eu o întrebare, că nu spune nimeni nicio întrebare aici în chat, îți spun eu o întrebare. Deci dacă ești center mid, vreau să știu prima oară la ce echipă ai jucat. Ce poziție? La ce echipă ai jucat, Iacob? Ce poziție, ce pot, frate? Ia-l pe Ionuț să fie 2 Ionuț. Să te uiți cât OVR au ceilalți răbă. Să știu dacă sunt titular. Ești titular, Sebi, că ai 70. N-are nimeni mai mult pe RB. 84 de like-uri. Încă un like, băi, și alegem următorul fotbalist. Iacob nu mai răspunde aici în chat. L-am întrebat la ce echipă a jucat. Când ești aproape de poartă KCM și sunt vreo 3-4 pe tine, ce faci? O, bună întrebare asta. Ce poziție e liberă? Liber mai avem... Mai avem la mijloc și în benzi. Mai avem benzi libere. Deci dacă vreți left winger, right winger, găsim. Eu am jucat la farul. Eu striker. Aș vrea right winger. Galata, Benfica și Juve CM. Ok. Galata, Benfica și Juve. Bune echipe. Am uitat să spun Leone. Am jucat la FCSB, Chelsea, City, Real. Oho, bune echipe. Bun, eu zic că să-l băgăm direct pe Iacob, center mid. A luptat aici pentru postul de titular. A scris acolo la tastatură de la nebunit, la telefon sau calculator de unde fi. Așa că Iacob nu va fi în locul lui Joshua. Va fi CM în locul lui Irene. Ăsta, deci... Iacob și mai cum era el? Iacob și mai cum era? Iacob, mai cum te... Cum îți mai punem? Roman Iacob o să-i punem. Roman Iacob. Iacob. Bun, perfect. Roman Iacob este CM-ul nostru. Și acum mai sunt locuri de CM? Deci haideți să vă arăt ce locuri mai sunt. Deci mai avem center back-ul ăsta, care poate fi ocupat de unul dintre voi. Mai avem portar de rezervă. Mai avem un CM. Mai avem left back, right back, CDM. Încă un CM. Right mid. Goalkeeper și CDM. Deci astea mai sunt în post numărul 6 și naționalitatea României. Eu am învățat de la Sir Alex Ferguson. Eu vreau să fie o video povest cu al echipei, mă puneți unde vreți, frate. Băi, cel mai bun Lexul, cel mai tare. Bun, băieți. Te pup, Leone, hai că acum am văzut că faci live. Oh, a intrat Ovițu. Ovițule, vrei portar, mâncați așa. Avem nevoie de un portar de rezervă. 28 de persoane, mai dați și voi like, băieți. Ovițule, dacă ai intrat, bagă și tu un like să facem 85. Să ne apropiem și noi de 100 de like-uri pe live-ul ăsta, să mă simt și eu adevărat. Eu am jucat la Faru și acum la FCSB. Lexul. Ia uite-l, vrea Alexandru Silvian, vrea pe Lexul. E portar cu mare talent, l-am văzut eu. Călin. Primii doi portari au același OVR.
Vom vedea. Gata, rege, am dat like. Ia uite, m-a dat Ovițu like. A dat like, nebunul de el. Bun, băieți, deci pentru echipa Leone FC, ce înălțime e, Leone? Că vă zic că ești înalt. Bine, hai să vă mai arăt cât de înalt sunt. Eu am aproape 2 metri, 1,93 m am eu. Deci, nu știu dacă se vede, așa, atât de înalt sunt. Deci, eu sunt aici, am și tavanul destul de mare, așa că e greu să măsurați, dar uite. Deci, eu sunt aici, asta e scaunul meu, ca idee. Nici nu știu dacă mă mai văd în cadru acum, probabil nu mai vedeți capul. Dar ca idee, eu vreau mijlocaș și titular. Băi, uite cum o să facem acum, băieți. Facem în felul următor. Mai are cineva Discord aici? Poate să mai intre cineva Discord? Ce biceps mare ai, ce întrez eu pentru tine, bro. Mersi, jokerul, ia uite aici, biceps. Hai că e mare dacă e. Bun, mai are cineva Discord aici? Lexul, am jucat la City și l-am oprit pe Ronaldo să dea gol. Ia uite, ce-l vrea Alexandru Silvian pe Lexul. Am Discord, vreau să fiu portar. Bine, cine are Discord, intrați pe Discord aici. Vă mai arăt încă o dată pentru cine poate intra și n-a văzut până acum. Deci avem și noi un Discord frumos. Serverul aveți, îl aveți în chat. Așa, deci aveți serverul, mamă, am și rămas aici. Aveți server, intrați aici în tribună și luăm pe cineva de aici. Salut, frate. Deci, da, cine e pe Discord, cine poate să vorbească? A, uite, a intrat aici, bun. Hai să vedem. Salut, frate. Salut, frate, salut. Sing by Dave? Cum te cheamă? Tudor. Ești prieten cu Tudor Buțan? Nu, frate, nu sunt. Din păcate, nu. Păcat. Eu sunt prieten cu el. Știu. Bine, ok. Deci vrei să fii la Leone FC, nu? Da, de mic copil. De mic copil, nu? E echipa la care ai visat să joci de când te-ai născut, nu? Da, de când m-a născut mama, am zis, vreau la Leone FC, orice ar fi. Bun, bro, deci fii antenat. Prima oară am nevoie să știu unde ai mai jucat, la ce echipă ai mai jucat. Am jucat la AC Milan, frate. La AC Milan, oh, vezi că mie îmi plac milanezii. Îmi place. Cât timp ai jucat la ei? Am jucat 2 ani de zile. Tu ai așa și un pic accent ani. De italian, se simte în voce. Cum e aia? Cum o se duce la voi fost la născut, România? Am fost născut în Mondragone, pe lângă Milan. Oh, bă, tu chiar ai fost crescut acolo? Da. Bă, se simte din voce, adevărat. Mi se părea mie că ai un accent așa. De la 2 ani am fost în Milan. De la 2 ani, mamă, da, chiar, bravo, da. Frate. Bun, uite, stai că am și eu aici ceva să arăt. Dacă te uiți pe live, o să vezi, am și eu un album, l-am primit când a fost la meci la Milan. O, frumos. Așa, deci, tu ce poți să joci, că nu te-am întrebat. Right wing. Right wing, băi, cred că să fii rezervă, right, dar vedem, poate prinzi meciuri. Să vedem. Și... sper să... Zi. Să joc pase. Să joc în echipă, asta e tot ce vreau, să nu mă dau spectacol, contează echipa. Deci tu ești jucător mai mult de echipă așa, nu? Da, contează cel mai mult echipa pe locul 1. Mm-hmm. Băi, e important, asta e important. Că foarte mulți jucători de atac, ei sunt așa, cum să zic eu, lacomi, adică să dea ei golul, să dea ei să fie în spectacol. Tu ești cu capul jos și faci treaba, foarte bine. Am nevoie de cineva ca tine, frate. Dar vreau să știu așa, câte goluri ai avut la Milan? Câte goluri? Mm. Da. Am avut mai puține goluri, am avut doar 10 goluri. N-am jucat multe meciuri, dar am avut mai multe asisturi, mai multe pase de gol. Băi, asta contează, frate. Și uite, o întrebare de un scenariu, da? Îți creezi un scenariu. Ha. Oricum ai zis că ești jucător de echipă și deja mie îmi place, dar hai să-ți fac un scenariu acum. Deci, da, frate. În felul următor, se accidentează un coleg de-al tău, da? Da. Doar că tu... ai ajuns cumva cu mingea în fața porții, ești doar tu și cu portarul, ești în careu și poți să dai gol. Dar tu îl vezi pe colegul al tău care e pe jos, țilă, țipă, face, doare genunchiul, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dacă face pe bune sau chiar s-o fi accentat. Că n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost acolo. Dar tu ai șansa să dai gol. E 0-0, dai golul victoriei.
la ultima fază a meciului. Ce faci? Oprești faza și te duci și vezi ce s-a întâmplat cu ăla sau dai golul și câștigi meciul? Mai bine opresc faza, echipa pe locul 1. Dacă are ceva, trebuie să mă duc la el. Orice ar fi. Trebuie să mă duc la el să văd ce are. Păi da, frate, dar ești singur cu portarul. Poți să dai gol. E ultima fază, trebuie să câștigi meciul. Tu te duci și la... Păi ăla poate se preface. N-am zis că 100% s-a lovit. Poți să dai gol și să te duci și la el după, dar... Chiar oprești faza acolo? E sigur? Da, chiar l-aș opri eu, sincer. Băi, un răspuns bun. Nu, plus că nu prea ar minți copierii când aș fi singur 1-1 cu portarul dacă aș avea mingea. Da. Are sens. Foarte rar. Bravo, frate. Ai avut niște răspunsuri foarte bune. Ce să zic, un italian overo, bine ai venit aici la Leon FC. Și haide să vedem, poate prinzi meciuri. Cu mentalitatea asta, sigur o să fie loc și pentru tine la echipă. Bine. Deci cum te trec? Mai zi o dată numele. Tudor David. Tudor David, welcome to Leon FC, here we go. Ha, te-am pupat. Sper să fie echipă foarte bună, să ajung undeva cu echipa asta. O să ajungem, frate. Campionatul e al nostru, 100%. 100%. O să stau câte multe pase de gol cât o să ajung. Câte minute o să încerc cât pot. Respect. Respect, frate. Succes. Ne vedem la antrenamente. Să fii acolo. Ne vedem. Pa. Bun, băieți, deci Tudor David, niște răspunsuri excelente, după părerea mea. Foarte, foarte, foarte bune răspunsurile astea. Chiar și la ultima întrebare, unde eu vă zic sincer că aș fi dat gol. Dar Tudor David este un jucător de echipă și o să-l punem aici ca right mid, 60 overall. Să sperăm că să prindă minute. Merită. Cu mentalitatea asta, merită. Tudor David, nume, o să-i punem Tudor Petricou. Că așa s-a prezentat. Bun. Mai alegem pe cineva din chat? Ce mai ziceți? Bine, bă. Like și subscribe. Covițu zis, bufonul în poartă, n-are cine să ne bată. Mamă, ce rime. Leone, să nu mă uiți, băi. Boss, ai intrat aici pe Discord? Eu. Mai au pe cineva aici de pe... uite pe Lexu. Salut, frate. Boss, de ce nu intri aici la mine? Intrați aici, gen, cine mai vrea să mai intre aici la mine pe Discord. Ah, dar nu arătam. În fine. Bun, să mai alegem pe cineva de pe chat sau Discord. Hai să facem pe cineva de pe chat, că am avut Discord. Cum intri, trebuie să scrii numele și poziția aici. Lexul, uite, like și subscribe. Bravo, Vlade. Bravo, Vlade. Nu degeaba ți-am dat aici. Respect, următorul live, așa. N-ai mai intrat de mult pe un live, Vlade, te-am văzut. Ai cam lipsit. Eu am dat 89 de goluri la farul. Mamă. Ce statistici nebune. Sunt pe Discord. Unde ești, bro, pe Discord? Că nu mi-apare. Intră aici, pe serverul meu. Mamă, toată lumea ar vrea pe Lexu în chat. Toată lumea ar vrea pe Lexu, efectiv. Ovițule, ai competiție cu Lexu. Băieți, avem 87 de like-uri. La 90 de like-uri alegem următorul fotbalist. Ca să fie frumos, să fac și eu acolo. Vreau și eu 100 de like-uri la live-ul ăsta. Să ajungem măcar la 90 acum. Am jucat 7 ani la United. Răzvan, mai schimbă povestea un pic. Mai schimbă povestea, că poate nu ține noroc povestea aia. Poate nu ține noroc, frate. 87 de like-uri. Hai mă, băieți, cu 90, sunteți nebuni. Încă 3 like-uri. Da, și voi, share la live-ul ăsta, la prieteni, la tovarăși, la dușmani, la toți frații voștri.
Mai schimbă pe... Ce râde și Lexu. Lexule, oricum pe tine te bag și în Discord aici, dar vreau să te aleagă băieții. Uite-te și tu ce fani aici tu, Lexule. Uite, fanii tăi, Sebi. Toată lumea te vrea. Toată lumea te vrea. Emra. Scrie poziție, bro. Când începe meciurile, imediat să terminăm cu echipa. Mai alegem, cred că mai sunt vreo 5 de ales. Mai sunt vreo 5. 1 2 În fine. Hai cu două like-uri, băieți, facem și noi 90 și să alegem frumos aici. Eu, bro. Ovirițu. Măcar mă bagi măcar rezervă. Te bag, bro, dacă e. Jokerul LV sau ce sau goalkeeper sau CB. Eu m-am transferat la Real Madrid și am dat 4 goluri în El Clasico. Uite, poveste mai frumoasă asta, Răzvane. Poveste mai frumoasă asta, mă bagi măcar rezervă. Hai că vedem. Încă două like-uri și mai alegem următorul fotbalist al echipei și după aia o să tu te dezamăgești ca portar. Nu înțeleg. 29 de persoane pe live. Cine a intrat acum și n-a dat like neapărat, pentru că la 90 de like-uri alegem următoarea persoană. Următorul fotbalist, următorul om dintre voi care va fi membru al Leon FC, o echipă cu un singur vis, să câștige Superliga României și campionatul Champions League, habar n-am. Cineva a dat dislike, a zis, băi, nu m-ai ales, dacă ați făcut ca el, nici nu o să vă aleg. Deci dacă dați dislike, nu vă mai aleg. Trebuie să dați neapărat like ca să vă aleg. Eu am dat pentru Barça 4-3 hat-trick. Te rog eu, Lexul, nu te dezamăgesc, am vrut să zic. Păi normal că nu mă dezamăgești și tu, Vițule, că de la tine am așteptări mari. La 90 de like-uri să se aleagă următoarea persoană. Uite ce zice Vlad aici. Zice foarte bine. Dacă vreți să vă aleg, nume și poziție în chat aici, băieți. Urmăresc like-uri, adică când se fac 90, 100%, adică scrieți aici. Dar, na, Lexul. Ce-l vrea lumea pe Lexul. Băi, ești nebun. Eu, Leo. Ce părere ai CSU Craiova? CSU Craiova, băi, și-au revenit, nu mă așteptam la ei. Nu-i vedeam pe craioveni să vină chiar așa în lupta pentru titlu. Gigi Becali tot timpul a zis că el de Craiova e mai frică decât... Dar mă bagi, băi, te bag, băi, nume și poziție care vor. Uite, face ce zice Vlad. Bravo, Vlad, un moderator serios. 30 de persoane pe live. Cine a intrat acum și n-a dat like să dea... La 90 de persoane alegem următoarea persoană și după aia o să vă aleg pe toți cei pe care îi văd aici din respect pentru voi și că ați rămas până acum. Deci, două like-uri și alegem următoarea persoană din chat și după aia pe rest. Probabil o să luăm pe Lexu pentru că e Caterinca și are respectul meu. 27 de persoane pe live. La 90 de persoane? Nu, la 90 de like-uri. M-am zăpăcit și am zis 90 de persoane. Dacă ziceam 90 de persoane, eram complet. Uite, 89 de like-uri, încă un like, băieți. Încă un like și am făcut o nebunie. Am jucat la FCSB și am câștigat Champions League. Răzvan Onofrei a jucat la toate echipele din lume și a câștigat Champions League, a dat hat-trick. 90 de like-uri, bun. S-au făcut 90 de like-uri, băieți. În sfârșit. Și este momentul să alegem următorul fotbalist al echipei. Nu este ultimul, în continuare puteți și voi să intrați aici. Și haideți să alegem. Hai, scrieți. Cine vrea pe Lexu să scrie aici? Sau cine se vrea pe el? Sau cine vrea pe Lexu? Lexu, 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 Lexu. Hai să vedem. Că nici nu vreau să ziceți că țin cu cineva. Costi CM. Mai e Costi aici? Sau ăsta e al Costi? În fine, Lexu, 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 uite. Hai, cine a fost ales deja să aleagă pe altcineva? Pe cine le susține, pe cine le respectă, pe cine le iubește? Și să vedem pe cine alegem noi. Și o să aleg pe cineva în 5, 4, 3, 2, 1, bum. Cabral Miraculosul. Nu te-am ales cumva?
Cabral miraculos. Băi, Lexule, îmi pare rău. Și îmi pare rău pentru ceilalți, dar o să vă aleg și pe voi la un moment dat. Cabral miraculosul este următorul fotbalist al nostru. Like și subscribe. Nu uitați de like și subscribe, băieți. Nu uitați neapărat. 93 de like-uri. Păi, ne apropiem de 100. M-a pus prietenul meu să-l aleg. Perfect. Unde e Cabral miraculosul? Am primit blog, dar nu știu de ce. What the fuck? Pentru domnul miraculosul mă dat eu o parte. Unde e? Eu sunt Cabral. Ai Discord, domnul Cabral miraculosul, că chiar vreau să vorbesc cu tine. De unde e numele ăsta? Cabral, nume și poziție. Uite ce zice Vlad. Vlad, moderatorul meu. E mâna mea dreaptă. Da? Intră pe Discord, Cabral. Să avem o discuție. Bună dimineața, ce-am pierdut? Oh, bună dimineața, domnul boss. Se construiește echipa. Încă nu v-ați pierdut locul, dar s-au pierdut destul de multe poziții. Uite-te un pic că e scorul între Corvinu și CFR. Corvinu, CFR. Corvinu, CFR. E un... Bă, ești prost, e 1-0 pentru Corvinu Hunedoara cu CFR Cluj. Am înnebunit la cap. Corvinu Hunedoara o conduce pe CFR Cluj. Cabral miraculos, intră pe Discord aici și te iau la interviu. Leo, ai spus live-ul trecut că îmi dai mod. Ia vezi. Ar fi una să iei cupa, vedem. Nu am microfon. Pai, păi de ce ai Discord, frate? Hai, ce mă enervați că n-aveți microfon. Lexul, tot te susținem. L-am stricat. Ba, păcat. Eu aș vrea să fiu rezerva rezervelor la atacant. Băi, dacă mă crezi, chiar s-a luat rezerva rezervelor la atacant. Respectele mele pentru viitorii mei colegi. Mersi, Leo. David, nu pare că e Cabral. Nu crezi că e Cabral? Am Discord. Leo, poți să-mi dai și mie un bloc? Nu știu cum e bloc. Leone, eu când colegul Lexu... Ia vezi, gata, bun. Așa, acum... Băi, 38 de persoane, uite, m-a început să intre în sfârșit lumea aici pe live. Lexule și Caterinca. Bă, chiar e Caterinca rău, Lexu. Fără niciun fel de glumă. Mamă, Sebi, mersi că mi-ai zis. Băi, ești nebun. Corvinu Hunedoara 1-0 cu CFR Cluj. Nu vine să cred asta. Vedeți și voi aici. Corvinu Hunedoara 1-0. Ești nebun. Ești nebun. Eu vreau să fiu naționalitate din Ciad. Din Ciad, bro. CHAD, eu așa știu că se scrie. 94 de like-uri. Ok. Lexul, ești fanul meu. Cred că e invers, bro. Vreau, vă rog. Are pretenții domnul nostru portar. Ți-am dat mesaj. Intră pe server, bro. Sunt Cabral. Ok. Băi, o să luăm pe Cabral miraculosul. Ce poziție? Ce poziție vrei, domnul Cabral miraculos? După aia o să CB. Bun. Domnul Cabral miraculosul este CB-ul nostru. Stați așa. Mi-a dat cineva mesaj. Nici Ramos nu se atinge de mine. Bun. Bun, bun, bun. Zice bine Angel. Zice bine Angel. Angelo e cel mai tare. Dacă v-ați uitat la desenul animat, sunteți șmecheri. Bun. Cabral miraculosul este fundașul nostru central de aici. Dai, nu în locul Lucas. Opa, 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 opa. Opa, ce era să fac? Cabral miraculosul. Miraculos, cel mai frumos. Cabral miraculosul. Miraculos. Miraculos punem, nu miraculosul, nu știu. Miraculosul. Hai, miraculosul, dacă tot. Miraculosul. Perfect. Domnul Cabral miraculosul este fundașul nostru central. Și acum vă zic, băieți, ce ne-a mai rămas, da? Portar de rezervă, probabil pentru Ovițu. Mijlocaș central, fundaș stânga de rezervă, fundaș dreapta de rezervă, CDM, CM. Încă un portar de rezervă și încă un CDM. Da, și încă un CDM. Perfect. Bun. Haideți să vorbim cu domnul Lexu, pe care îl admiră toată lumea.
Domnul Lexu, intrați și dumneavoastră la mine aici pe Discord. Vă aștept aici. Frumos în chat. Deci domnul Lexu, dacă aici vine regele pe voice. Deci nu s-a terminat meciul Leone. Nu s-a terminat. Îl vedem pe Lexu capitan. Mamă, ce-l iubește lumea pe Lexu. Ești vedetă, Lexule, mâncați aș gurițica ta. 95 de like-uri. Hai, Lexule, aici. Ia uite-mă că a intrat Lexu. Bun. Ia să vedem. Se vede? Se vede? Nu se vede. Bun. Acum trebuie să se și vadă aici ce vorbim în Discord. Domnul Lexu, cu respect să trăiți. Salutările mele. Bun. Deci, ați ajuns aici nu din cauza faptului că v-am ales, ci din cauza faptului că foarte mulți dintre fanii dumneavoastră au venit cu susținere, cu voturi, cu mesaje în chat. Toată lumea vă dorește la echipa asta. Ce aveți de comentat? Vreau să le mulțumesc în primul rând. Fără ei nu puteam reuși. Frumos. Și promit că o să îi răsplătesc cu, numai cu victorii pe teren, în afara terenului, unde se poate. Domnul Lexu, nu știu dacă ați văzut, dar noi mai avem pe mijlocaș mai mult liber. Ce, ați vrea să fiți mijlocașul echipei noastre? Păi v-am zis că vreau să fiu Ovidiu Popescu al echipei. Ovidiu Popescu, da, 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 pe orice poziție. Am înțeles. Oriunde se poate. Domnul Lexu, mă supăr dacă stau pe bancă, nu e nicio problemă. Băi, vom vedea. Depinde de dumneavoastră până la urmă. Dar ideea e în felul următor. Aveți fani și așa mai departe. Aveți susținători, dar aici e vorba de valoare. Puteți să aveți susținători mulți și să fiți varză. Exemplu, Tavi Popescu. Dar da, da. Ideea e, dumneavoastră, cum v-ați recomanda? Deci, stil Ovidiu Popescu, asta am înțeles, dar mai mult de atât. Păi, vă dați seama, talentul meu nu o să fie numai pe teren, cât și în afara acestuia. Și cred că pot să ajut tinerele talente de la echipa dumneavoastră, cu experiența de care dau dovadă. V-am zis, am jucat la Nămoloasa, m-a văzut domnul Gigi la biserică, am făcut transfer imediat la București. E, da. Adică consider că pot să ajut acum, nu știu. Vezi tu, din punct de vedere al patronilor de cluburi, eu și cu Gigi Becali avem multe în comun, adică sunt tot pe stilul lui, fără tricky, fără astea, pas, pas, pas. Ideea e că și eu sunt credincios. Eu nu cred că te-am văzut la mine la biserică și asta mă supără, adică mi-ar plăcea să vii și la mine la biserică să nu mai te duci la Becali. Să faci un transfer de biserici. Păi da, în cazul în care o să joc la echipa dumneavoastră o să trebuiască. Păi cam trebuie. Trebuie să ne rugăm la același Dumnezeu. Altfel nu putem să lucrăm împreună. Deci, dumneavoastră, ce vârstă aveți? Că ați zis că vreți să ajutați tinerile talente. Pe câți ani aveți? 32? 37. 37, am înțeles. Deci, 37. Cât credeți că puteți să mai jucați? Până când o să ajungă la pic tinerii noștri jucători, cât este nevoie. Experiența, vă dați seama. V-ați gândit să vă retrageți la Leon FC, să fie ultima echipă? Da. Adevărul e că încă de când m-am lansat în fotbal, am văzut potențialul și talentul echipei dumneavoastră și am zis că, bă, la finalul carierei măcar, trebuie să joc o dată pentru echipa asta. Perfect. Noi avem un lot frumos, adică puteți să vă încheiați cariera chiar cu un titlu de campion. Să Superliga României. Da. Domnul Lexu, ce să vă zic, aveți experiență, este clar, puteți să fiți un membru important al echipei și după aia să ajungeți în staff, nu știu, exemplu, Mihai Pintili, ceva în genul ăsta. Mai e ales... prieten cu tata, Bourceanu. Da. Da, exact, dacă tatăl dumneavoastră e Bourceanu, vă dați seama, vă cunoașteți. Da. Ce să vă mai zic, mult respect și bine ați venit la Leon FC, contractul dumneavoastră o să aveți așa primă la cartonaj roșu, la fiecare roșu primit, vă dăm o ladă de ciucaș fără alcool. Nu se putea mai bine. Deci, ăsta e salariul. Vă mulțumesc că ați semnat cu echipa mea. Here we Eu go, Lexu. Toată lumea v-a dorit aici. Ia să vedem. Întreabă ceva chat-ul. Leone, Leo plâng. Ia uite, zice cineva că plânge. Mr. Leone, cine să fie rezerva mea? Nu știu. Hai. Ok, hai că nu te întreabă nimic. Asta a fost tot. Te aștept la antrenament. Vă pup, mulțumesc frumos pentru susținere. Ceau, pa, pa. Bun, băieți. Deci, ne-am ales și jucătorul nostru foarte important. Participăm la Cupa Team Bark. C-
Caterinca, History Zone, ești Caterinca. Bun, băieți. 95 de like-uri, mai avem și noi puțin să facem 100. Costi CM, tot eu sunt, dar după alt cont am dat și like. Băieți, acum că ne-am apropiat de 100 de like-uri, mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat aici. O să vă aleg în felul următor. Răzvan Onofrei, te aleg la echipă, frate. O să vă iau pe toți pe care i-am văzut cei mai mult, din respect pentru voi, pentru că a stat până acum și pentru că merita să fiți la echipă. Răzvan Onofrei, center back, care a avut niște povești foarte bune, nu va fi center back la echipă, va fi right back. L-am făcut și moderator, a fost și live-ul trecut, merită. Aș mai vrea cu domnul Oviță o conferință, Onofrei. Onofrei. Așa. Hai să mai vedem pe cine mai luăm. Pe tine, Andrei, nu te-am uitat. Știu că în continuare ești aici pe Discord. Bă, frate, dacă nu-mi luam bani, eram de mult la echipă și jucam la ce poziție voiam eu. Bă, nu înțeleg de ce ți-ai luat. Bun. Hai să vedem pe cine mai alegem acum. Vă aleg așa, cum vă văd. Ratoni. Uite, pe Ratoni l-alegem. Ratoni, cum te cheamă, ce poziție? Încă 4 like-uri, băieți, să facem și noi 100. Este VAR la CFR Cluj, Corvino? Nu cred. Costi CM și pe tine să te bag. Eu, dacă se poate. David Mijlocaș. David, te bag acum și pe tine, frate. David Ratoni. Fără supărare, dar o să fii cam slăbus. Dar încerc eu să-ți mai umblu aici la overall, că ai 49, înțeleg de ce ți-a dat de puțin. Ratoni, să ai și tu măcar 50 și ceva. Deci, David Ratoni, bine ai venit la Leon FC. Hai să-i dăm și lui un pic. Defending, îi dăm un pic aici. Ia uite, frate, cât ți-am dat. Bun. David Ratoni, 52 acum, perfect. Mai avem de luat... Tudor David, pe el am luat, așa. Mai avem de luat un CDM, un goalkeeper de rezervă. Cine vrea să fie goalkeeper de rezervă, fraților? Cine vrea să fie goalkeeperul de rezervă? Să scrie acum eu. Uite, Vlad vrea să fie, Andrei, Joker, eu. Păi stai, Sebi, cum să fii din nou? Tu ești nebun. Pot eu, striker? Nu mai avem striker, boss. Eu, goalkeeper, eu. Cabral poate și portar. Hai, scrieți acolo că vă aleg tot așa din chat, ca să nu ziceți că mai am preferințe. Am vrut să aleg așa pe cine am văzut în continuu și mi se părea corect să aleg. Ok, scrieți aici în chat, vă las un pic. Deci cine vrea goalkeeper de rezervă? Nu mai am apă. Mă duc să beau apă. Scrieți acolo, vă las timp. Bun, hai că m-am întors. Continuați să scrieți acum. Bam, 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 bam. 5, 4, 3, 2, 1 și tu. Ah, ce am făcut? 5, 4, 3, 2, 1 și... Bum. Eu, Vlad și mai cum. Vlad, hai să trecem Vlad. Vlad este al treilea goalkeeper al echipei. Vlad, moderatorul. Vlad.
Vlad, 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 Vlad. Bun. Ce ne-a mai rămas? Ne-a mai rămas mijlocașul ăsta. Deci ne-a mai rămas un CDM. Andrei Vlad. Ha, așa trebuia, da, mă, Andrei Vlad trebuia să pun. Ah, ce ocazie am ratat să pun Andrei Vlad. Ok. Bun, pe CDM, hai să vedem. Scrieți aici, cine mai vrea CDM. Stau de 3 ore. N-au trecut 3 ore, bro. Minți. Au trecut 2 ore jumate. Da, aceeași chestie. Cine vrea pe CDM, băieți? Vlad, să scrie doar numele ca să poziția deja e stabilită. Cabral e ca Camavinga, pot CDM. Eu, Andrei, te rog. Costi CDM, uite, Costi care s-a luptat. Merită și el șansa, Costi. Eu vreau, eu, Andrei. Ioan Chirica, Andrei 009, Emrago legendar. Hai să vedem, bro. Hai să vedem. Costi CDM. Lexu, ce poziție ești? Lexu era mijlocaș. Costi Max, să-l treci. Costi Max, da. Bun, asta Răzvane, bun. Costi CDM, Costi CDM. Uite cât de multă lume vrea pe Costi CDM. Haide, cine vrea pe Costi, scrieți acolo. Luptați, luptați pentru el, băi. Luptați. Eu CDM dau golul cu capul. Costi, bine. Hai să vedem. Văd că începe lumea să scrie nebunește acolo și trebuie să nu vă mai țină suspans. 5, 4, 3, 2, 1 și bun. Eu îl vreau pe Costi. Ai văzut, Costi? Te-au ajutat fanii. History Zone. History Zone te-a făcut rege. Bun, deci Costi, vei fi CDM-ul echipei. Meritat, că a stat de mult și el. A stat și el de mult. Costi Max. Așa te trecem, frate. Costi Max, uite. Costi Max, nu te super dacă te trec așa. Ok. Bun, ne-a mai rămas portarul și aici Cristea. Sigur nu mai am pe cineva aici, Silvian. Deci mai avem doar o singură poziție pe care i-am promis-o lui Andrei, care a stat în Discord aici și a așteptat. Și merită și el să fie să facă parte din această echipă. Andrei a luptat. Așa că el va fi ultimul fotbalist. Și acum mai e Ovițu pe live? Dacă nu mai e Ovițu pe live, o să luăm pe altcineva. Yes. Păi, dacă ai stat doar așa, bro, eu ce am? Avem nevoie de luptători. Lexule, mai e Oviță pe live? Dacă mai e Oviță, luăm portar. Dacă nu, o lăsăm la bătaie. Vă mai las o poziție, băieți. Îți scot, Costi, nu știu de ce ai luat, o să scot. Se antrenează, a ieșit de pe live, sigur. Ovi. S-au făcut 100 de like-uri. No, ba da. Mor respect, băieți, mulțumesc frumos pentru like-urile, astea înseamnă mult pentru mine. Eu lupt chiar dacă o să mor. Băi, Lexule, dă-i un mesaj lui Ovi, dacă nu intră... Ai, mai e cineva aici pe chat, băieți? Băieți, dacă mai e cineva pe Discord, vă aștept aici. Dacă mai era cineva în Discord și a vrut să intre și n-a putut. O să-l băgăm pe Andrei, pe care, na, a fost și live-ul trecut, a fost de la începutul live-ului. Merită să fie aici, așa i-am promis, eu mă țin de cuvânt. Dacă nu ați făcut parte din echipa asta, băieți, stați liniștiți pentru că săptămâna viitoare aveți din nou șansa voastră. Iar dacă încă sunteți pe live, rămâneți pentru că trebuie să vedem cum se descurcă echipa asta. Mai avem poziție de portar care încă mai e la bătaie.
dar am vorbit cu Ovițu că eu dau, nu știu dacă o mai vrea sau nu. Dacă o vrea trebuie să intre aici în chat, dacă nu, încă mai e la bătaie băieți și încă puteți să o luați voi. Deci dacă nu răspunde Ovițu, rămâne la bătaie aici. Ovițu nu cred că este. 101 like-uri, top. Ovi e la cârciumă, 100%. Mamă, păi dacă e la cârciumă, ce să fac, bro? Ce să fac? Îi ziceți, hai că punem un poll. Eu zic să-l pui pe moldovan. Scrie ceva pe chat. L-am prins băut, nu se acceptă. Hai că punem un de-asta, începem un sondaj. Aștept... Nu. Oviță sau nu? Hai să vedem. Nu aleg eu, alege chat-ul. Îl așteptăm pe Oviță sau nu? Dacă s-a dus la băute, nu e vina mea, băieți. O să intre, zice Alex. Cât îi mai lăsăm să mai intre, bro? John Pork, portar. John Pork. Nu, uite, 7%... A intrat, mă. A intrat, mă. Tamaș de buget, 2 minute. Băi, a intrat. Oviță, dacă vrei loc în echipă... Cine e Oviță? Dacă vrei loc în echipă, te aștept Discord. Ce știe cineva unde pot vedea Corvinul versus CFR? A intrat. Bun. Din păcate, pentru cei care... Așa, bun. Oviță, intră aici pe serverul de Discord și te aștept la tribuna aici. Te trag eu. De fapt, intru și eu aici, ce naiba. Te aștept aici, la tribuna. Digisport 1. Oviță e mangă. Băi, ai, poți aștepta 5 minute. Mamă, 5 minute. Păi nu mai să ajung și eu acasă. Intră de pe telefon, intră de pe telefon. M-am dezabonat. Maria Modrișan. Mi se pare frumos ce a făcut Maria Modrișan, s-a dezabonat. Vreau să dau 20 de goluri ca portar. Ce oameni nebuni. Avem echipă de campioni. Mi-am urât pe stradă. Păi intră de pe stradă. Maria, nu-i frumos. Când simulezi? Imediat, că acum un hater al echipei, Marian. Hai că intru. Vreau să dau 200 de asiste. Ce oameni nebuni. Hai că chiar sunt curios cum o să se descurce echipa asta. Eu te rog. Oh, salut, salut. Oh, Vițu. Am friguleț aici la mine, da. Ia, dă-ți drumul și la cameră, dă-ți drumul și la cameră. A, nu se poate provoca. Dă-ți, să vadă băieții. Hai mă, că e Caterinca. Ce mă, că te văd 20 de persoane, ia. Da, așa, 20, 30 și nebun, stai un pic. Mă vede Radu Răgușin aici. Se vede josul, ia. Ia. Știu. O, uite la interviu. Respect. La fresh interviu ești nebun. La fresh interviu. Deci domnul Ovițu, ești fiți atenți. Fii atent aici. Deci tu practic ești ultimul jucător pe care îl luăm. Ești cel mai important. Te-am așteptat, vorba aia. Aia zic, exact. Știi ce a zis chatul despre tine? Cel mai bun la sfârșit. Da, știi ce a zis chatul despre tine? Ce? Că te-ai dus la băute, e adevărat? Aoleon. E adevărat? Nu este adevărat, sunt cu apic aici, ești nebun. Eu am văzut apica. Știți cum e, nu-mi permit eu așa ceva. Eu am văzut apica, dar eu cred că apica aia e la mișto. Eu cred că v-ați dus să vă îmbătați și acum vezi, da, Sanchi, ai luat apa. Da, nu mai știu de mine, ești nebun. Păi eu la mine, la echipă, n-am nevoie de bețivi. Eu n-am nevoie de tamaș. Nu sunt tamaș, stai liniștit. Bine, boss, te cred acum. Vezi că tu te lupți pentru postul de titular al echipei. Te lupți, că ai o voie mare. Da. Hai să spun și motivația de ce. Ia bagă. Primul meu mi se zicea Niță. Tot să băteau pentru mine să fiu un portar. Le apăra mamă la Păianjen, cum s-ar spune. La firul ierbii. Deci n-ai cum așa ceva. Eram prea insane atunci. Băi, da. Niță. Știi cum era primul Niță? Așa eram și eu. Mă strigau numai Niță. Deci, mai convins, povestea asta. Mai convins, Niță Junior, numai că eu totuși cred că ești bețiv. Cum faci să mă răzgândesc? Alo. Hai că mi-a picat puțin semnal. Auzi? Deci, eu zic că
mai convins cu asta mai... cu Niță, dar eu totuși trebuie să știu 100% că tu nu ești un bețiv. Iarăși a căzut semnalul. Băi, hai că luăm pe Oviță și asta este. L-am prins pe Cabral când a băut. Aoleu, primim informații aici din vestiar. Mamă, stai că... Aoleu, stai așa că m-au sunat lume. Da, te sună lumea și te felicite că ai ajuns la Leon FC. Da, exact. M-a sunat acum impresarul meu și a zis că o ofertă ca asta nu e de refuzat la bine. FC Leon. Bine, vezi că ți-am dat numărul 12, Petrico, ai număr de Tătărușanu. 12? Mă simt flatat. Așa că am completat echipa, o să mergem și în Conference League. Noi încercăm, poate câștigăm competiția. Pe Lexu ce l-ai pus? Lexu am uitat CM. Acolo mic și agil. E Ovidiu Popescu, așa s-a recomandat. Bine, Ovițule, hai drum bun spre casă, că am ieșit. Hai, vă pup. Pa. L-au luat ăștia interviul lui Niță când era mic și a zis că vrea să fie ca Oviță. Am 1,87 m la 13 ani, bravo frate. Te rog eu ca rezervă. Băieți, am cam terminat echipa. Pare rău să vă anunț. Vom simula acum. Gol Corvinu, ești nebun? E 2-0 pentru Corvinu? 2-0 pentru Corvinu. Ce nebunie, salut. Bun băieți. Era beat, Ovi, te-a mințit. M-a mințit, mă, era beat, mă. Câte sezoane simulă? Vom simula un sezon, băi. Sunt Darius CB, nimic nu va trece de mine. Așa să fie, frate. 2-0 Corvinu, gol. Ai zis că faci săptămâna viitoare? Da, de acum înainte, băieți, vom face câte un live de acest fel în fiecare săptămână. Așa că, dacă nu ați fost în această echipă, veți fi 100% în următoarea. Și imediat vom face cunoștință cu titularii. Sper să dau asisturi, o să dai. Te-ai uitat aseară la Dinamo Petrolul? N-am apucat să mă uit. A câștigat Petrolul sau? Antrenor bun ST, uite. Nu mai avem bani. Am cam rămas fără bani, băieți. În defensivă n-am bani să bag antrenor, dar în fine. Asta este echipa, băieți, cu Amir, Ronaldo, Secretosul, Joshua Bucur, Max, Darius, Edit, Sebi, Lucas, Oviță sau Star în poartă, vom vedea, vom lăsa calculatorul să decidă. Și în rest, la mai avem pe Mihai, Miraculosul, Ratoni, Vlad, David, Iacob, Lihor, Onofrei, Meyer. Mai aveam un loc în echipă, bă. Hai la Botoșan la meci. Bă, chiar vreau să vin la Botoșan să filmez ceva cu Mida, să am vorbit cu el, să vin la Botoșan, poate săptămâna viitoare. Mai aveam un loc în echipă din greșeală. Eu nu sunt? Cum adică nu ești boss? Cum adică nu ești? Nu te-am băgat? Mamă, nu l-am băgat. Mamă, Lexu nu-i băgat. O vietam așa al portarilor, pe bune. Ia să vedem, pot să editez pe cineva? Uite, pot să editez. Cred. Dar cum nu te-am băgat? Că eu știam că te-am băgat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu mai pot. Lexule, tot să fie ăsta, Samuel Maier. Ce blurat se vede. Se vede prost? Cum să se vadă blurat? Unicul capitan. Costi Max, Forța Leone. Please, eu. Și alege alții. Da, săptămâna viitoare aleg pe alții. Dar hai să vedem cum se descurcă ei până la una alta. Să le dau și development plan-uri la băieți. Bă, Lexule, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Vorba aia, ai avut un discurs foarte bun. Cred că am băgat pe cineva peste tine. Nu mai știu ce naiba am făcut. Cred că am uitat să te bag. Salut, The King Edits. Eu sunt capitanul. Mamă, nu mai am bani să le dau. Nu mai am bani să le dau salarii la băieți. Hai să dăm repede development plan la cine e aici. Hap.
să-mi bag ceva în cariera ta, am stat de la început și am scris pe cea de-a rog și tot nu m-ai băgat. Fotbal 21. Fotbal 21 eu nu prea te-am văzut, sincer. Și până la urmă e de noroc că n-am făcut eu intenționat astea. Gata. Cât salariu am? Hai să vă zic salariile. Hai să vă zic și salariile. Deci cel mai bine plătit este Ronaldo, care nu mai știu dacă mai e pe live. Mă bagi măcar rezervă. Bro, te bag live următor, acum nu pot să te mai bag. Băi, câți ani am ratoni? Nu știu, vă arăt acum. Deci, Ronaldo cei mai mulți, după aia Amir, după aia Mădălin Edit, Darius are și el 7000, 6000 Lucas. Salut Șerban Florin. Salut Wasabi, salut, poți fi eu jucător, eu sunt fundaș. Băi, am cam ales deja jucătorii, deci astea sunt salariile, băieți, nu mai zic la fiecare cât are, vedeți și voi acum. Sunt curios Oviță cât are, Oviță are salariu 2000, ca să n-aibă bani de băutură, eu vreau un mic și o sarma atât. Benzema sau Osimhen? Benzema, am 18 ani, cel mai tânăr, bine. Păi o să crești, frate, bun și banii ăla era bun și o ladă de bere fără alcool. Păi aia vine ca primă. Hai să vedem ce se întâmplă, băieți, dacă reușim să câștigăm Superliga cu echipa formată din voi. De 2000 își cumpără direct cârciumă în centru. Da, hey, las că se duc banii ăia pe alte chestii. Bam, tica, bam, bam. Ce mai zice Corvinu cu CFR? Tot 2-0. Vila Iași pe 8. Ai colecție de mingi? Salut Luca. A intrat Luca. Nu am colecție de mingi. Singura minge care o am mai așa. Am bătut rapidul? Bun. Am mingea de la Euro, care am primit-o de la Midas, dar în rest nu am cine știe ce mingi. Săptămâna viitoare dau 800 de goluri. Așa să dai, frate. Băi, FCSB 4-2 Leon FC. Mamă, ne-a bătut Leon. Mamă, ne bate FCSB-ul, frate. Ia stați așa. Ia stați așa, că nu-mi place ce se întâmplă. Suntem locul 3 în campionat. S-a dus FCSB-ul și Craiova. Am contribuit în afara tenului, eu sunt joker. Nu știu ce se întâmplă pe Iași la 8, la Iași pe 8. Mișto, eu am mingea cu care se joacă Cupa României, foarte tare. Când vii la Potoșan, mesaj că vreau poză cu tine. Da, bro. Leon, ai fost vreodată în Iași? Nu am fost, sincer, dar aș vrea să merg. E frumos acolo. Stați așa. Să ne uităm la echipă, să vedem ce se întâmplă cu băieții ăștia de joacă atât de prost. Nu că jucați voi prost, e ghinion. Dăm și noi așa să crească mai bine băieții. Să crește și voi, să aveți overall-ul frumoase la final. Că nu-mi place, ce naiba, ia FCSB-ul. Ei mereu iau, dă-i naibii. Bun, stați așa să fiu atent aici. 22 46 10 așa. Cam asta. Azi e ziua mea. La mulți ani, bro. La mulți ani. Mai avem bani să mai luăm un antrenor, oare? Măcar așa, la mișto, de defens. Mamă, nu mai avem bani de niciun. Hai, păcat. Eu am 17 ani pe FIFA. GG, frate. Șeful, am luat roșu. Băi, cum ai luat, mă, roșu, frate? Băi, Lucas. A, nu. N-ai luat roșu. Eu am 37 de ani pe PES. PES România. Schimbă portarul că e jale cu Tamaș. Păi n-am eu cum să... Nu stau eu să schimb, că aia e ideea. Ia uite, am bătut pe Botoșani. Cine era din Botoșani îmi pare rău. Leone, role exceeds expectation for Onofrei. Onofrei e cam supărat. Nu prea înțeleg. Nu știu engleză foarte bine. Ovi, ești pârnaie. Ia auzi la ei. Ne mănânci meciurile. Mamă, ne bate Genk. Ia uite, batem pe Craiova, ne bate cealaltă Craiova, facem egal cu Iași. Hai să batem pe Ferencvaros.
egal cu ungurii. Băi, să vedeți că ne dă afară de la Leone FC. La pariuri. Leone, poți să mă adaugi și pe mine? Săptămâna viitoare, bro. Săptămâna asta am făcut deja echipa, îmi pare rău, a intrat târziu. Săptămâna viitoare la 6. Eu, Crabral, sunt cel mai bun. Like și subscribe. Like și subscribe, băieți. Câte like-uri mai avem pe live-ul ăsta? Câte like-uri s-au mai strâns? 105 like-uri. Hai să facem și noi 110 like-uri, băieți. Dacă tot. Dacă tot. E prieten cu Tonali, Ovi. O să fie suspendat. A băgat la pariuri. Păi să vezi ce le norocesc. O să ne dea afară de la echipă. Arată golurile. Stați așa, că ne dă afară de la echipă. Mamă, suntem pe locul 7. Nu prindem play-off-ul, băieți. Băieți, e nevoie de ceva. E nevoie de... E nevoie de niște întăriri. Așa că o să intru pe Cheat Engine. O să intru pe Cheat Engine să facem ceva aici. Că nu mi se pare normal. O să intru pe Cheat Engine doar să nu ne dea afară de la echipă. Să nu credeți că fac ceva, oricum nu prea ce să fac mare chestie. Mamă, suntem live de 3 ore, am înnebunit la cap. Am vrut să țin 2 ore și m-am lungit. Ok. Bă, joacă Corvinul, nu glumă. Scuze, dar e Viscul, acum a venit curentul. Mamă, îmi pare rău, frate. În ce ora stai? N-am eu numele, de-aia merge prost, pe bune. Uite de câte meciuri am prins eu, Leone. Băi, nu o să ne uităm acum, ne uităm direct la final. Jos, joc cu Tamaș, hai cu Star. Jos cu Tamaș. Bam tsca bam bam ta pa pa bam bam tsca pa bam bam pa pa bam bam bum tsca bum 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 bum. Bun, ia să vedem, mi se actualizează și noua asta. Bun, gata, așa. Hai să nu ne mai dea afară de la propria noastră echipă, frate. Efectiv ne dea afară de la propria echipă. Cum faci să bagi legende la carieră? Se poate face numai pe PC și trebuie să ai... Ia uite, m-am bătut pe Dinamo. Este, mă. Am bătut pe Rapid. Fii antenă că ne revenim. Să batem pe Steaua. Egal. E bine și egal, cred. Joacă și tu un meci. Păi, ia să mai suntem în Cupa României? Că dacă mai suntem în Cupa, poate jucăm în Cupa un meci. Uite, mă, suntem pe locul 3 în play-off. Ia uitați, bă, că avem 6 la titlu. Mister, trebuie să ne revenim. Ne revenim noi. Ne revenim noi. Ah, am pierdut în cupă. În primul meci ne-a bătut FCSB-ul. Deci suntem în play-off. Jucăm în returul play-off-ului. Uite, avem meci, jucăm meciile astea. Jucăm meciul cu CFR, cu astea care vin acum. Am bătut pe Faro. Stați băieți. Forța Leone. Hai, FC Leone. Mamă, ne-a bătut Craiova. Băi, trebuie neapărat să batem acum. Egal, fac. Stai așa. Ia stați, pe ce loc suntem? Pe locul 3? Mamă, s-a dus Craiova mult. Dacă îi batem pe Craiova, mai există o șansă. Fiți atenți. A venit Ovi, 500 în vestiar, pot să confirm. Mamă, ce minusuri. Băi, mergem la meciul ăsta și dăm pe highlights. Ca să poate mai avem o șansă. Poate mai avem o șansă, băieți. Am dat gol. Bravo, Amire. Mă bai și pe mine. O să vedem dacă se face schimbarea automat, bro. Că la highlights așa se face. Haideți să vedem echipa abonaților. Echipa lui Leon FC. Meci cu Universitatea Craiova. Meci foarte dificil. Hai să dau eu gol. Hai, Costi Max. Hai să vedem. O șansă bună aici pentru... Ronaldo Ștefan. Ronaldo.
Centrare. Și Amir! 1-0 pentru Leon FC! Soarele răsare dimineața. Noi pornim spre stadion să vedem echipa favorită, Leone, campion, să le... La, 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 la FC Leone. Influența mea cu tinerii de peste 18 ani. Îmi faci tutorial cum să bag legendele? Bro, găsești pe YouTube. Bună, salut Messi și Ronaldo. Sunt mare fan. Ia să vedem din nou Ronaldo. Ronaldo Ștefan. Ronaldo! Popescu apără. Popescu apără. Gol Amir. Hai cu titlu. Hai cu titlu, băieți. Ne revenim. Câștigăm toate meciurile și luăm titlu, efectiv. Măcar locul 2, ia să vedem. Secretosul pentru Ronaldo. Să marcheze acum oare Ronaldo. 2-0 pentru Leon FC în fața lui Craiova. Mă bagi pe mine săptămâna viitoare 100%, bro, că o să încerc să nu mai bag aceiași băieți, să aibă șansă toată lumea. Nu mi-arată, hai te rog. Deci fii antena. Cauți pe... Mamă, penalti pentru Craiova. Ah! Cauți pe net Icon Squad File FC24. Din nou un atac periculos pentru Craiova la ultima fază a meciului. Să sperăm că nu ne dă gol Andrei Ivan. Ivan! Apără o viță! Apără o viță! Apără o viță, ne salvează la ultima fază a meciului și reușim să o batem pe Craiova chiar la ea acasă. Bravo, frate, bravo. Felicitări, toată lumea să-l aplaude pe Oviță în comentarii. La meciul viitor îl jucăm și pe Star, ca să nu fie supărat. În momentul ăsta ne despart câte puncte față de Craiova? Deci 35-6 puncte de Craiova. Dacă Craiova se încurcă și o face la fel și FCSB-ul și noi ne câștigăm următoarele meciuri, avem o șansă la titlu. Bravo, Amir, ai dat gol, frate. Oviță, te bag rezervă un meci, intre și Star. Să-i dăm și lui o șansă. George Marcu săptămâna viitoare, păi să intre. Joacă și cu mine un meci. Uite, la meciul ăsta, hai să vedem cine vrea să fie titular meciul ăsta. Deci, Ratoni era David, nu? Ratoni, uite, hai. Hai că te bag aici în locul lui Bucur. Andrei. Eu, Răzvan Onofrei. Ce poziție erai, Răzvan? Onofrei. Nu ești... Ba da, ești în echipă. Te rog și eu, Silvian. Hai să băgăm și pe Silvian meciul ăsta. Ia să vedem. Cine mai vrea? Iacob? Iacob la mijloc, nu? Iacob, ce am e? Aia, Iacob acolo să joci. Te rog eu, Marcus, eu. Eu vreau titular, Daniel Lihor. Uite, hai, te băgăm și pe tine. Tudor David. Tudor... Unde-i David? Tudor David, Costi Max. Gol Corvino, nu pot să cred. 3-0 pentru Corvino, băieți, incredibil. În fine, pe noi ne interesează alea noastre. Ministere, nu-mi place că m-ai schimbat. Păi dar doar meciul ăsta, boss. Marcus, te rog, am intrat pe live și acum două live-uri. Te-ai uitat la FCSB Farul? Da, m-am uitat și mă bucur că a câștigat FCSB-ul. Hai să dăm așa, jucăm cu rezervele meciul ăsta, bagă-mă pe mine la pauză. Se fac automat astea. George Marcu, capitan. Băi, îmi pare rău bă de tine, Lexule, că am avut și interviul ăla senzațional. Meritai locul aici. Hai să-i batem pe Farul. Hai, toată lumea, huă Farul în comentarii. Huă Farul. Nu înjurați? Nu înjurați, dar scrieți huă Farul. Să se simtă așa, ostili. Să fim ostili cu Farul Constanța. Ronaldo de Acono. Îl avem și noi pe Ronaldo în echipă, dar nu e titular meciul ăsta. Costi, excelent, Costi. Mă bag săptămâna viitoare. Te bag săptămâna viitoare, frate. Opa, am pierdut mingea aici. Penalti pentru FC Leone. Aleu, aleu, ale. Hai, Leone. Lihor bate penaltiul. Haide să sperăm că marchează, o dăm pe centru, stă pe centru portarul, aoleo, Lihor, îmi pare rău. Long cross by Leone, ia, fii atent. Fii antena la asta, mingea la Lihor, șansa lui să marcheze meci după ce arăta penalti, Lihor, apără Buzbuchi. Ce ghinion acum,
s-ar putea să facem egal meciul ăsta. Să sperăm că nu, mamă! Ce e asta, mă, frate? Ce-i vrăjeala asta? Trebuia pasă, da, dar am încercat să marchez cu el. N-ați văzut nimic. Ok. Farul în atac, recuperează Ratoni. Foarte bine, Ratoni, bravo, frate. Ia uite, se continuă faza. Ah, pierdem până la urmă mingea. Oportunitatea, încă un gol, încă o victorie. Ole, 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 restart match. Din cauza că nu-s titular. Nu ești titular, boss? Ah, nu ești. Când ai penalti, pot să dau eu? Hai, la penalti scrieți cine vrea să bată penalti, dacă mai primim. Lihor pentru Ratoni. Pasă lui Ratoni cu Silvian! 1-0 pentru Leone! Bravo, Silviane! Lasă, nu mai bați sub penalti, Silviane, că deja ai dat gol. Deja ai dat gol, bro. Deja ai dat gol și 1-0 conduce pe Farul Constanța. Și Farul Constanța Solorano, ocazie aici pentru Farul. Trebuie să avem mare grijă la Bencea Ib. Bencea Ib, ouleu, ce trece Bencea Ib. Bencea Ib ratează, apără Star. Ne scoate Star meciul ăsta. Înlocuitorul lui Ovițu. Când faci live săptămâna viitoare? Probabil miercuri. Penalti pentru Farul Constanța. Star trebuie să apere. Cred că dă în dreapta, dar nu-ți dă în stânga. Ap, nu! Cât ghinion pentru Star. Cât ghinion pentru noi. Am sărit bine. Am sărit bine, dar n-am reușit să scoatem. Bun, haideți să vedem. 1-1. Șansă mare pentru noi. Ratoni pasează. Este acum Lihor. Lihor e periculos. Pasează în spate cu Ratoni. Mai departe cu Silvian. 2-1 pentru Leon FC. Silvian reușește dubla în acest meci. Și reușim să câștigăm și cu Farul. Și reușim să câștigăm și cu Farul. Dubla lui Silvian. Bravo, frate. Bravo, frate. Bravo. Meci foarte bun. Și urmează partida cu CFR Cluj. Suntem pe locul 2. Dar problema e că Craiova are mari șanse să ne ia titlul. Ce noroc ai dat restart meci. Da, bă, îmi pare rău că am dat restart meci, dar na, ce să faci. Ah, s-a dus departe Craiova. S-a dus departe, nu prea se încurcă craiovenii, dar să sperăm că noi o să-i batem pe CFR. Nu degeaba am jucat la... Acum babaci, da, te bag. Nu degeaba ai jucat la Barcelona. Acum băgăm cea mai bună echipă cu Farul Constanța. Pardon. Hai să băgăm și pe... Stai, mă, unde e? Mamă, Sebi, știi ce s-a întâmplat? Cred că Sebi a plecat de la echipă. Sebi, fix pe tine, te-a luat Viborg. Mâncați-aș gura ta. Ratoni, te bag meciul viitor ca să joace toată lumea, știi? Cu CFR Cluj avem acum, nu cu Farul, da. Bun. Hai să dăm doar attacking highlights meciul ăsta. Deci vii la Iași. Bă, e posibil să vin la Iași. Chiar posibil. Haideți să vedem. Meci tare cu CFR Cluj. Vezi că Ștefan Ronaldo pleacă. Am văzut. Oricum, simulăm doar sezonul ăsta. Atac pentru Leone. Haideți să vedem dacă reușim ceva frumos. Este secretosul. Pasă cu Ronaldo. Aoleo, Ronaldo. N-a intrat în posesie acolo. Este în continuare 0-0. Asta e important. Următorul eu. Deci vii la Iași? Da, frate, dar nu știu sigur că-mi vin. Joshua greșește pasa. În continuare 0-0. Centrare lungă pentru Leone. Haideți să vedem unde ajunge pasa asta. Oho, tocmai la Ronaldo, care șutează și marchează. Mamă, preluare și șut. Ce gol frumos, Ștefan Ronaldo, ia fece Porto, da. Lasă că până atunci reușește să marcheze pentru noi și batem CFR-ul. Scurt 1-0.
într-o manieră ceferistică, îi batem chiar pe clujeni. Și în momentul ăsta cred că ne apropiem la 6 puncte de Craiova. Suntem la 6 puncte și singura noastră șansă e ca ei să se încurce și în următoarele meciuri. Și uite că s-au încurcat. Au pierdut. E șansa noastră dacă batem pe FCSB. Dacă batem FCSB-ul, e șansa noastră. Da, Ovițu. M-ai uitat pe bancă. Hai să te bag, Ovițule. Uite, la meciul ăsta, la meciul ăsta te bag titular, Ovițule. Te bag titular, tată. Hai să vedem. Hai să vedem. Ah, Ratoni te bag la ultimul meci. Bețiv nenorocit. Băi, mai ușor, bă, mâncați-și. Meciul cel mai tare pe care îl avem. Dacă câștigăm, ne apropiem la 3 puncte de Craiova și putem spera ca craiovenii să ne să se încurce și să le luăm fața. Ocazie minutul 2 pentru FC Leone. Este acolo Andrei. Pasează mai departe cu secretosul. Cere Ronaldo, primește Ronaldo, o schemă și haide să vedem în fața lui Târnovanu. Ronaldo ratează. Leone, să nu uiți să-mi scoți banul de pe live. Nu o să uiți, frate. O să văd cine are bani și o să scot de acolo dacă s-au dat greșit. Că mai ești tu, mai e Andrei care mi-a dat pe Discord și îmi pare rău că n-a putut și el să vorbească aici pe chat. Reușim să ne apărăm foarte bine. Este un meci care pe care. Penalti pentru Leone. Poți juca cu Rapid, Iacob. Da, o să joci, frate. Vom executa acest penalti cu Oviță. Șansa lui Oviță să arate că își merită locul în primul 11. A dat peste poartă, Doamne, și a bătut joc Oviță. Și a bătut joc Oviță. Domnul antrenor, o să mai joc la meciul cu Rapid, frate. Șansă bună pentru FCSB. Alex Băluță șutează în blocaj, dar rămâne mingea la FCSB. Oviță ne scoate. Ne scoate după ce a ratat penalti. Corner din nou pentru FCSB. Domnul antrenor, o să mai joc, o să mai joci. Haide să vedem cornerul FCSB-ului. Coman încetrează, este Miculescu care reușește să marcheze 1-0 pentru FCSB. Și dramatismul este la cote maxime. Avem o șansă. A primit roșu FCSB-ul și este o șansă mare pentru noi. Lihor are cu cine să paseze cu secretosul. Vine pasa către secretos și este 1-1. Șansa noastră. Șansa noastră. Să revenim în acest meci. Atac pentru FCSB minutul 86. Probabil că nu vom mai avea nicio ocazie și îmi bag picioarele în el de joc. Îi dau restart dacă pierd meciul ăsta. Și dacă nu câștig, de fapt. Păi îmi bag picioarele, dau restart. Ce e vrăjeala asta? E după ei? Păi e după ei, mă, e după mine, mă. E după mine. Măcar de-am câștigat și IP de Craiova. Nu se pune. Păi nu se pune. Primul meci niciodată nu se pune, băieți. Andrei pasă foarte bun acum către secretosul. Haide să vedem pe secretos. Excelent, se descurcă, șutează secretosul. Băi, ce ratare, ui, fratele meu. Secretosule. Mamă. Ce ghinion. Babal Hasan pentru Toma. Tânărul Toma este titular. Laszlo, au luat un ungur cei de la FCSB. Nu vine să cred. Toma pasează cu Miculescu, David Miculescu mai departe cu Florinel Coman, în careu Coman. Încercăm un fault, nu ne iese. Miculescu centrează. Al Hasan, Oviță scoate. Noroc Oviță. Este șansa noastră acum. Leone Soloran, minutul 20 al partidei. Cred că este șansa lui secretosul. Haide să vedem dacă reușește să marcheze. Aoleu, am pasat prost. Credeam că fuge Ronaldo, dar nu s-a dus. Penalti pentru FCSB. Bă, ești în formă. Ești în formă, dar trebuie să scoți. Scoate acum asta. Scoate acum Oviță. Doamne, Oviță, ți-a dat-o pe centru. O, că dau restart. Domnul antrenor, mă bagi măcar săptămâna viitoare right winger? Te bag, bro. Te bag. A dat ca ultimul sclav. Aoleu, trebuie să marcăm, trebuie să marchezi repede, că n-ai timp meciul ăsta. Să sperăm că nu-i offside acum la pasa asta de am dat-o. Amir! Amir! Amir!
1-0! 1-0 pentru Leon FC. Amir reușește să marcheze un gol foarte frumos pentru formația noastră, însă este contraatacul lui FCSB. Haideți să vedem dacă reușim să ne apărăm aici. Laszlo pasează cu Miculescu, Davi Miculescu, mai departe cu Coman, din nou Miculescu, mai departe cu Alex Băluț, intervine Darius, excelent. Bro, nu știu de ce mai se continuă acum, că s-a terminat faza de mult. Ronaldo, Ronaldo pierde mingea. Costi Max, hai că bine că am recuperat. S-a zăpăcit și jocul ăsta de la cât de ori, de la cât de multe ori am dat restart, că nu mai știe când am eu atac, când are FCSB-ul. FCSB Solora, minutul 21, efectiv, nu înțeleg că s-a jucat multe faze. Așa fac eu pe FC Mobile când pierdau restarturi. Păi ce să faci, bro? N-ai ce să faci, Leori. Hai mă, frate, lași faultul. Al-Hassan. Baba. Cu Crețu. Foarte bine, Mădălin, Joshua respinge. Ia să vedem. Long cross by Leone. Să vedem unde ajunge mingea asta. Pare că e mingea la FCSB. Secretosul. Mamă, ce a scos-o Târnovan. Atac pentru Leone. Sebi unde e? Sebi a plecat, frate. Sebi a plecat, efectiv. A plecat de la echipa, s-a dus la Viborg sau ceva. Joshua greșește pasa, dar rămânem noi în post. Hai mă, frate. FCSB atac, minutul 86, ultima fază. Domnul antrenor, poți și eu titular în meciul viitor? Zi numele, bro, că nu mai știu. Al-Hassan pentru șut, trebuie să ne apărăm foarte bine la faza asta. Mai departe cu Băluță, Băluță în care o Băluță șutează, e excelent. O viță ne salvează încă o dată. Și reușim în sfârșit după 3 partide să-i batem. Tu, David, ok, David? Reușim să-i batem. Aveam clauză. Cred că da, aveam clauză. Reușim să-i batem pe FCSB. Și cel mai important lucru e ca Craiova să se încurce. Urmează cea mai grea partidă de până acum cu Rapid. Iar Craiova nu știm dacă se încurcă sau nu. Ia să vedem. S-au încurcat craiovenii? Nu ne arată. Nu știm. Golaverajul este în favoarea noastră. Dacă reușim să batem acum pe Rapid și Craiova pierde, suntem campioni. Iacob te bag în meciul ăsta. Am zis că îl bag și pe Ratoni, îl bag în locul lui Andrei. Îl bag și pe Silvian, că Ronaldo nu a fost cel mai bun. Iar sunt pe bancă. Hai că te bag și pe tine, Oviță. Băieți, asta este echipa. Și eu, domnul. Așa, scuze, David. David îi ia locul lui Secretosul și el aici. În primul 11. Haide să vedem. Uite, nu vreau să fiu rău. Mă poți băga săptămâna viitoare. Uite, bro, te-am băgat. Mă bagi pe mine la ultimul meci? Să nu mă vinzi. Amir, îmi pare rău, dar bag pe Lihor, că ai jucat și meciul ăsta și meciul trecut. Hai să vedem. Ultima partidă a sezonului, meci cu Rapid, la ei acasă, în Giulești. Și haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. Ultima partidă din acest episod, ultimul meci din acest live. Trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie neapărat să câștigăm. Și trebuie ca Craiova să piardă. Dacă Craiova pierde și noi câștigăm, suntem campioni. Dar ținem foarte mult de ce se întâmplă în meciul Craiovei. Mai simulezi și următorul sezon? Nu mai simulezi și următorul sezon, rămâne așa. Vedem pe săptămâna viitoare. Ionit acum. Mai departe cu Hassani. Mingea la Kite. Pasă cu Borza. Rapid, foarte periculos acum. Petrila centrează. Burmaz, în sfârșit, o viță și arată valoarea. Se vede că n-a băut, dar ce naiba se întâmplă, frate? De ce nu... Ce naiba, frate? Leone counter attack, fiți atenți, repriza a doua direct. Hai să vedem.
O să jucăm în partea stângă. E o pasă bună către Lihor. Haide Lihor, te-am băgat titular, frate, arată-mi că meriți. Pasă foarte bună aici, atacul nostru. Silvian! 1-0! 1-0! Silvian reușește să marcheze și Rapidul este condusă la scorul ăsta. FC Leone este campioană. Asta dacă Craiova pierde, încă nu știm ce se întâmplă. Hai să vedem. Costi pasează departe cu Lihor. Să vedem, Lihor se bate pentru minge, însă Cristea este mai rapid. Încă un atac pentru Leone. Asta e foarte bine. Să sperăm că s-a adus titlul, Silvian. Să sperăm. Minge acum la Lihor. Mai departe cu Iacob. Pardon, e Silviana. Ah, pasă greșită, Silviane. Silviana e greșită acolo, mâncați-aș. Lovitură liberă pentru Rapid în minutul 82. Trebuie să ne apărăm foarte bine acum. Trebuie să ne apărăm foarte bine, pentru că altfel... Bine, Oviț. Și meciul este gata. Și am câștigat oare campionatul? Nu știm. Nu știm. E suspans. Suspans mare de tot. Suspans mare de tot. Am câștigat oare campionatul? Cred că am câștigat campionatul, băieți. Campionii. Să vină titlu. Să vină titlul la Leon FC. Vine oare? Aduc, mă? Aduc, mă, trofeu? Sau ce fac ăștia? Băi, aduceți-mă trofeu. Băi, aduceți-mă trofeu. Na, nu cred. A făcut egal, mă, Craiova, mă, frate. Un punct. Da. Din păcate, pierdem campionatul la un punct diferență, dar... A fost tare. A fost tare. Nu mai e meciul următor. S-a terminat campionatul. Astea au fost meciurile, băieți. Haideți să vedem cine a fost golgheterul echipei și cine a fost lider la asisturi. 19 goluri pentru Ronaldo, 13 pentru Amir, Secretosul și el cu 11, Lihor 5 goluri, 2 asisturi, Andrei 5 goluri, Davi 3 goluri, Silvian 3 goluri, dintre care 2 meciul ăsta. Gabriel Joshua 2. Așa, hai să vedem lider la asisturi Ronaldo, Andrei, Secretosul. Uitați aici, vedeți, vedeți și voi statisticile, băieți. Cam ăsta a fost episodul live-ul. Sper că v-a plăcut. În încheiere, vreau să vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Eu m-am distrat, sper că și voi. Și ia să văd și eu chat-ul aici așa. Deci, ne auzim mâine clip cu cariera lui Chiricheș și asta a fost. Furați pe față, dar nu mai contează. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția voastră și v-am pupat. Ciao, ciao!